Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, bună seara! Sunt Gabriel Bălan și vă invit la o nouă porție de dialoguri pe scara Richter. În această seară ne propunem să dezbatem evenimentele care se succed cu repeziciune în țara noastră. Țara noastră care, culmea, încă deține președinția Uniunii Europene, dar se află la o răscruce de drumuri. Și de aici și întrebarea. România încotro? Și nici că puteam să facem mai bine, să purtăm o asemenea discuție, decât în prezența uneia dintre cei mai agreabili senatori ai Partidului Național Liberal. Este vorba despre domnul senator Daniel Fenechiu. Domnule senator, bună seara și vă mulțumesc că ați dat curs invitației noastre. Bună seara și eu vă mulțumesc, sunt pentru prima dată la dumneavoastră și mă bucur să fiu aici. Mă bucur. Nu întâmplător v-am invitat în această zi. Suntem în 9 mai. Ziua de 9 mai pentru noi are niște valențe istorice însemnate. La 9 mai s-a pus capăt celui de-al doilea război mondial. 9 mai este ziua în care sărbătorim Europa Unirii, Europa Unită. Eu am să vă contrazic puțin. Independența o sărbătorim mâine, pe 10 mai. E, nu, bine, nu acum. Aici putem face o discuție destul de serioasă. Vă rog. Păi, pe 9 mai 1877, în Parlamentul de la București, Mihail Cugălnicianu a citit Declarația de Independență. Corect. Deci, din acest punct de vedere, practic, Declarația de Independență pe 9 mai a fost citită. Acum, că sunt discuții cu istoricii, cu semnificația zilei de 10 mai, și 10 mai are mai multe semnificații, că este și ziua regelui, ziua regalității. Dar, mă rog, eu așa am învățat la școală că 9 mai e ziua independenței, că 9 mai era ziua victoriei antifasciste, că așa învățam, și antiimperialiste, că așa învățam pe vremea respectivă, practic căderea Berlinului. Și a devenit urmarea arhitecturii europene ziua Europei. Eu mențin punctul de vedere, dumneavoastră aveți perfectă dreptate. La data de 9 mai, Mihail Cugălnicianu a citit în Parlament proclamația de independență. Dar, a doua zi, camerele reunite ale Parlamentului României au votat independența, iar în 10 mai, domnitorul, pentru că încă nu era domnitor, domnitorul Carol I, a semnat acest act de independență. Deci, din punct de vedere istoric, eu în continuare susțin că independența națională a României a fost dobândită pe data de 10 mai, odată cu semnătura și votul celor două camere reunite ale Parlamentului. În 9 mai a fost citită doar proclamația. Comuniștii au încercat să mute această dată pentru că nu dădea bine, era încă vie în conștiința ziua românilor, ziua regalității. 1866, când a pășit pe pământul țării Carol I Hohenzollern-Sigmaringhe, ulterior 10 mai 1881, când România de fapt a devenit regată. Dar luna mai are o semnificație aparte și pentru partidul pe care dumneavoastră îl reprezentați. La 24 mai 1875 s-a înființat Partidul Național Liberal, așa este, de numele căruia se leagă actul de independență, pentru că este cunoscut faptul că Partidul Național Liberal a intrat la guvernare în 1876, a guvernat țara în perioada 1876-1888 și tot de numele Partidului Național Liberal se leagă și Marea Unire. Da. Bun, acum, vedeți dumneavoastră, marele avantaj al Partidului Național Liberal este că este singurul partid centenar, să spun așa. Practic, istoria Partidului Național Liberal se suprapune pe istoria României moderne. Bretienii au avut un rol foarte important, chiar dacă în vremea aia nu exista Partidul Național Liberal, în aducerea prințului Carol de Hohenzollern. Au avut un rol foarte important în proclamarea independenței, practic fiind partidul aflat la guvernare. Au avut un rol foarte important în tot ceea ce a însemnat pregătirea Marii Uniri, pentru că Marea Unire s-a întâmplat într-o manieră care e ușor diferită față de
cum ne dorim noi să spunem astăzi. Pentru că dacă ne ducem înapoi în 1918 și ne amintim că în timp ce imediat ce noi semnam pacea de la Buftea, cu trupe germane în București, Basarabia se unea cu România, da? Corect, deci, practic, da. Frații noștri basarabeni au venit la noi într-un moment în care noi nu ne simțeam foarte confortabil. Da, da? Așa este, corect. Ulterior, demersurile de unire cu Bucovina și cu Transilvania nu au fost chiar atât de simple. Iar lupta pentru unire a fost o luptă destul de complicată și o luptă dusă cu ani mulți înainte. Aici aș vrea să spun că și Partidul Conservator, care pe vremea era partidul opozant al Partidului Național Liberal, da, a avut un rol foarte important și fac o mică paranteză, mi-aduc aminte că la un moment dat, prin 1912, aveau loc niște discuții la Belgrad, în principal, între contele Teleki și Tache Ionescu. Și la finalul unei noi runde de discuții, contele Teleki a declarat că domne, am avut o nouă acțiune eșuată, e cât se poate declar că noi cu partea română nu avem niciun punct de vedere comun. Și Tache Ionescu l-a contrazis și a zis, nu, domnule Teleki, noi avem un punct de vedere comun, că pe Transilvania nu ne vom înțelege niciodată. Asta e un punct de vedere comun. Bun, revenind la povestea asta, rolul Brătinilor a fost foarte important, inclusiv în finanțarea mișcărilor unioniste din România. Dar discutând despre Marea Unire, discutând despre Alba Iulia și ulterior rolul Brătinilor a fost imens și la negocierile de pace de la Paris, Versailles, Saint-Germain, unde pe lângă rolul fantastic despre care nu vorbim, al reginei Maria. Da? Așa este. Așa este. Brătienii au jucat un rol extrem de important. A mai fost un personaj foarte important care a jucat un rol important în rezarmarea Unirii și aici mă refer Iuliu Maniu, președintele Partidului Național din Transilvania. Este foarte bine ca în momentul în care vorbim de un lucru atât de important ca Marea Unire să dăm cezarului ce al cezarului, să nu uităm nici pe Iuliu Maniu, să nu uităm și pe Vaida Voievod, care într-o maghiară splendidă le spune la Budapesta în noiembrie, da? Că noi plecăm la Alba Iulia să ne unim cu țara, cu câteva zile înainte de unire, într-o maghiară splendidă, da? Să nu uităm pe Goldi, să nu uităm pe Pop de Băsești, să nu uităm pe bătrânul Memorandis Rațiu și pe episcopul Hossu, episcopul romano-catolic. Așa, pe primul patriarh al Bisericii Române, Miron Cristea, care și el a jucat un rol foarte important acolo și cu siguranță, oricât ne-am dorit să nu uităm, o să uităm pe câte cineva, dar o să-l pomenim cu altă dată. Da, istoria Partidului Național Liberal s-a suprapus pe Marea Unire, s-a suprapus practic pe toată istoria modernă a României și ăsta e un lucru care, pe lângă faptul că ne onorează, ne și obligă într-o mare măsură. Ne obligă pentru că nu este suficient să vii să spui că noi suntem continuatorii, suntem oamenii din marele Partid Național Liberal care a făcut istorie în România, pentru că lumea, și e firesc să fie așa, se uită la tine cu atenție, spune ok, ok, aia a fost de mult, aia a fost Brătinii, dar voi ce faceți? Și atunci această apartenență la un partid istoric te obligă să faci mai mult, te obligă să fii mai responsabil și te obligă să obții performanță, ceea ce în ultima perioadă de timp Partidul Național Liberal n-a prea obținut. Trebuie să cam vine și vremea noastră să le arătăm românilor că putem și să facem câte ceva. Mă bucur nespus că ați dus discuția încet, încet spre ceea ce se întâmplă astăzi, prin, la ceea ce a ajuns în fapt astăzi Partidul Național Liberal. Pentru că, vedeți dumneavoastră, domnule senator, suntem în 2019, la 3 ani de guvernare a Partidului Social Democrat. Ce s-a întâmplat în ultima perioadă de timp în România, și mă refer aici la modul în care actualul partid de guvernământ a hăcuit legislația actuală, a pus mai presus de orice alte promisiuni electorale această reformă în justiție, o reformă falsă de care de multe ori se invocă tot felul de prevederi, hotărâri ale Curții Constituționale. Dar eu vă întreb pe dumneavoastră, vis-a-vis de ceea ce se întâmplă acum și de marea dezamăgire pe care o trăiesc mulți dintre noi,
Partidul Național Liberal își reproșează ceva în ceea ce se întâmplă vis-a-vis de câștigarea alegerilor în 2016 de PSD? Sigur că da. Păi, vedeți, dumneavoastră, principalul reproș pe care îl facem este scorul prost că l-am obținut în 2016. Pentru că dacă noi în 2016 obțineam un alt scor, cu siguranță lucrurile puteau să arate altfel. Însă este foarte bine să fim și obiectivi și autocritici, dar și realiști. Pentru că toate lucrurile astea au niște explicații. E foarte adevărat că uneori explicațiile nu-ți rezolvă problema, dar dacă nu-ți explici anumite lucruri, îi să repeți. Partidul Național Liberal vine după o perioadă destul de frământată și încă decontează diverse lucruri datorită următoarelor împrejurări. După victoria Alianței DA din 2005, vă amintiți probabil că Traian Băsescu și-a dorit să dizolve Parlamentul, să urgeze legea anticipate. Bun, la momentul respectiv, în Partidul Național Liberal au început să apară niște suspiciuni că motivul pentru care Băsescu vrea să facă treaba asta este că vroia să ia funcția de prim-ministru la PNL, să o dea unui pedelist, urmând ca și pe listele care urmează să fie făcute, Băsescu fiind președintele României, grosul, partea aleului, să fie de partea Partidului Democrat Liberal, care Partidului Democrat era pe vremea, care la data respectivă avea președintele țării. În momentul respectiv, evident că Partidul Național Liberal s-a opus și poate vă amintiți că din 2017 din februarie, 2007 din februarie, Partidul Național Liberal a rămas la guvernare în coaliție cu UDMR-ul, susținut din spate de PSD. Da, bun. Corect. A urmat o perioadă în care primul ministru al acelei vremi și care era și președintele Partidului Național Liberal, Tăriceanu, a luat o serie de măsuri cu o nuanță destul de populistă. Poate vă mai amintiți în 2008 disputa cu majorarea salariilor profesorilor cu 100%. Cu 50% votat în Parlament și cu mare entuziasm. Cu 50% pe adus la 100%. Când a zis Băsescu că poate și cu 100%, da? Și cu un rezultat al alegerilor extrem de interesant, pentru că Partidul Național Liberal venea după o serie de măsuri populiste la nivelul 2008, cu toate astea obține doar 18%, 20% după redistribuire, alegerile fiind câștigate de PDL, da? Da, da. Așa, pe locul 2 fiind PSD-ul, care cu câteva voturi mai multe are un parlamentar mai puțin datorită sistemului electoral din România. Ei, până la momentul respectiv, Partidul Național Liberal trece printr-o ruptură, în sensul că o parte din membrii Partidului Național Liberal, în frunte cu fostul președinte al partidului, Teodor Solojan, da? Da. Se rupe de Partidul Național Liberal și înființează Partidul Liberal Democrat. PLD-ul. Bun. Corect. După rezultatul din 2008, Partidul Național Liberal are un congres, Tăriceanu este schimbat, vine Crin Antonescu, PLD-ul fuzionează cu PD-ul și apare PDL-ul, au loc alegerile europarlamentare, toate bune și frumoase, și începe să se creeze o coaliție împotriva lui Băsescu și a PD-ului, în care intră și PNL-ul. Și astfel PNL-ul formează Uniunea Social Liberală, da? Având ca scop principal să-l izoleze și să îl înlăture pe Traian Băsescu, da? Viața politică se palierează într-o manieră neprincipială, în sensul că nu mai eram pe culori politice, nu mai eram pe principii, eram pur și simplu pe cei cu Băsescu, cei împotriva lui Băsescu. Băsescu, la rândul lui, vine cu tot soiul de idei și ajunge să taie salariile, își, la un moment dat, ales să taie pensiile, blochează sistemul de angajări, vine cu o serie de, măsuri să zic așa, de austeritate, da? Austeritate dusă până la asta. Și în acest context vin alegerile din 2012, când USL-ul cu PNL-ul la componență câștigă alegerile cu o mare majoritate, 65%, 66%. Da. Încep un proiect fabulos, să schimbe Constituția, să schimbe instituțiile. Lucrurile nu ies cum trebuie, Partidul Național Liberal își dă seama că PSD-ul are alte intenții, Crin Antonescu dă dovadă de foarte mult curaj la momentul respectiv și cu toate riscurile de rigoare rupe alianța,
Da? Mai mult, își dă demisia din funcția de președinte al Senatului, poate vă aminti, spunându-i lui Ponta, eu mi-am dat demisia, dă-ți-o și tu, ca exact, așa încă chestia... Exact, în timpul unei ședințe a celor două camere reunite. Da. S-a întâmplat că când, pe toți ne-a luat prin surprindere. Da, când a coborât de la tribună exact, și n-am urcat apoi la tribună. Bun, și au loc alegerile europarlamentare din 2014, Crin Antonescu nu obține scorul la care s-a angajat, 20%. 20%, Crin Antonescu își dă demisia, da? Dar înainte să-și dea demisia, a începuse discuțiile cu Vasile Blaga de unificarea dreptei. Și iată că în 2014 se creează Alianța Creștin-Liberală, da? ACLU, care îl susține pe Klaus Iohannis și obține victoria din toamna lui 2014, după care negocierile de fuziune și procesul de fuziune intră în linie dreaptă, se produce fuziunea, o fuziune care menține o structură bicefală în cadrul partidului, da? Care s-a menținut până după alegerile din 2016, iar în 2016, la alegerile locale, lucrurile merg cum merg. Partidul Național Liberal a un scor de peste 30% la 2% de Partidul Social Democrat, însă la alegerile parlamentare lucrurile se schimbă dramatic. PNL coboară la 20%, PSD urcă la 46%, da? Și ajungem în această situație în care Partidul Național Liberal decontează pe linie liberală alianța cu PSD-ul, da, USL-ul. Da. Pe linie pedistă, pe linie liberal-democrată, democrat-liberală, decontează tăierea salariilor, da? Da, da. Pe linie comună, decontează lipsa omogenității și războaiele interne, pe cine punem, pe al meu, pe al tău și așa mai departe și diverse jocuri de genul ăsta, da? Iar, în fine, pe o linie, să zic așa, conjunctă, demonstrează faptul că nu a putut să demonstreze că este un partid sudat, care să aibă o reacție unitară. Pentru că în 6 luni de zile scorul s-a prăbușit cu 15%, da? Adică de la 34% s-a ajuns la 20%, 34% în alegerile locale la 20%, e o prăbușire. Și ne trezim la începutul 2017 în Parlamentul României, în care PSD-ul împreună cu ALDE, da, au o majoritate confortabilă, da? Sunt cu ei și UDMR-ul pentru că au niște interese comune. Da? Timpul, au niște interese comune. Și începe această, acțiune de care ați vorbit dumneavoastră aici. Vreau să fac două precizări pe care le apreciez importante. Pe lângă aceste lucruri care, despre care v-am vorbit, pe care îl consider o cauze ale eșecului din 2016, mai există cel puțin două. Pe de o parte, una dintre ele este susținerea total nechipzuită a lui Dacian Cioloș pentru funcția de prim-ministru al unei coaliții viitoare, în contextul în care Dacian Cioloș a dat destul de multe semne că nu iubește Partidul Național Liberal chiar atât de mult încât să-și lege imaginea de Partidul Național Liberal. Și aici nu pot să... nu remarc faptul că foarte mulți, când vorbim de oameni noi în politică, și mi-l dau exemplu pe Cioloș ca om nou în politică, uite că Dacian Cioloș a fost subsecretar de stat la Ministerul Agriculturii pe timpul guvernului liberal, da? A fost ministru al agriculturii pe timpul aceluiași ministru, ulterior a fost comisar european pe linie democrat-liberală, numit de Traian Băsescu, adică tot pe linie de PPE. În 2014, când s-a schimbat majoritatea, s-a schimbat practic și a terminat mandatul, a fost în negocieri ca să treacă la Partidul Socialist European ca să-și mențină postul de comisar, da? Sunt lucruri care deja au început să devaleze. În 2016 a fost, 2015 toamna și 2016 a fost prim-ministru al unui guvern susținut nu doar de PNL, ci și de PSD. Păi avea un, da? Prim vicepremier. Vasile Dâncu. Exact. Și de UNPR și de UDMR. Da? Deci practic au existat doar două grupuri parlamentare care nu l-au susținut. Unul din ele era grupul ALDE și unul era grupul Național Democrat, foștii mei colegi. Așa. Deci această dorință de a îl promova pe Dacian Cioloș, această speranță de feedback, da, pentru un om pentru care Partidul Național Liberal a făcut foarte mult, ne-a costat, pentru că Dacian Cioloș ne-a pus în situația în care, la marele meeting care l-am avut în București, n-a vrut să urce pe scenă cu noi, a vrut o scenă separată și poate vă amintiți imaginea în piața, poate vă amintiți imaginea în piața Palatului Regal, da? Dar eram acolo, da? Deci, mă scuzați că vă întrerup, atunci am simțit un gol în stomac, vreau să spun, Dacian Cioloș, deci
tot bordul Partidului Național Liberal. Pe scena mare. Pe scenă. Domnul Dacian Cioloș undeva în mijlocul mulțimii. La un moment dat a fost invitat în scenă și avea ezitări. Nu, dar mei, s-a dus pe scena mică, pe scena din spate. Ca și cum s-ar jena. Da. Și atunci am zis, păi, oameni buni, ce fel de premier va fi? Dar întrebarea mea, din bordul Partidului Național Liberal, înainte de alegerile legislative, chiar nu a sesizat nimeni câte ceva din trecutul domnului Cioloș. Aici nu este nimic rușinos. Deci trebuie să subliniem faptul că ai fost promovat de premierul Tăriceanu, că ai făcut parte din guvernul Tăriceanu, că ai acces spre funcția de comisar european cu sprijinul popularilor europeni implicit a Partidului Democrat Liberal, că la un moment dat ai fi, să spunem, ai fi dorit să duci niște proiecte europene la capăt și ai fi dispus să treci în barca social-democraților europeni. Dar în momentul în care și pe atunci eram membru în Partidul Național Liberal, noi ăștia mititei, soldății, am observat că cel pe care noi ne rugam să ne fie general se cam jena, cam ezita și noi ne întrebam, dacă noi vedem soldații, coloniei partidului nu observă lucrul acesta? A fost o situație mai grea, domnul Bolan, pentru că, vedeți dumneavoastră, teoretic, într-un partid așezat, se renunța foarte repede la Cioloș, pentru că dumneavoastră vă amintiți că pe sistemul alegerii primarilor într-un singur tur de scrutin, vom vorbi și despre... Așa, s-a cerut, i-a fost cerut premierului Cioloș promovarea unei ordonanțe de urgență, da? Eu mi-amintesc, pentru că da. Cioloș lăsa impresia pe vremea aia că este mult mai apropiat de dreapta românească, de Partidul Național Liberal, decât de stânga, decât de PSD, care și PSD-ul în guvern și îl susținea. Ei, jocul de glezne făcut atunci de Cioloș a costat foarte mult Partidul Național Liberal, pentru că un scrutin electoral de locale cu vot în două tururi ar fi însemnat mult mai mulți primari pentru Partidul Național Liberal și cu siguranță o altă interfață pentru alegerile din decembrie. Bun, deci a fost un prim moment în care Dacian Cioloș a dat un semnal cât se poate de serios că putem să avem niște rezerve în ceea ce privește așteptările noastre, nu altceva. Amintiți-vă că pe toamnă au apărut problemele legate de bine, a apărut seara din primăvară. Începe rămâne pe lumea puteva lui Ludovic Orban. Începe rămâne pe lumea puteva lui Dan Motreanu. Începe rămâne pe lumea puteva lui George Scutaru. Începe rămâne pe lumea puteva lui Vasile Blaga. Da? Deci, dintr-o dată, oameni grei în Partidul Național Liberal, da? Copreședintele Blaga, Orban, care era președinte pe București, care era liderul grupului parlamentar, care era candidatul la primăria capitalei, Dan Motreanu, care fusese secretar general, fusese ministrul agriculturii, un om foarte respectat în partid, George Scutaru, consilier prezidențial, fost deputat de Buzău, un om care fusese șeful Comisiei de Apărare, liderul grupului parlamentar, da? În paralel de treaba asta, mulți primari liberali aveau probleme cu legea la momentul respectiv. George Scripcaru de la Bacău, de la Brașov, da? Florea de la Târgu Mureș, Hogea de la Tulcea, și mai sunt, dar nu-mi vine minte chiar în momentul respectiv, da? Bun, în momentul ăsta. Și atunci Partidul Național Liberal... Am impresia că și domnul Hava a avut nu știu ce probleme, Hava, de la Alba. Nu majore. Nu, la Hava n-a început urmărirea penală. Da. Și atunci Partidul Național Liberal, da, a luat o decizie extrem de europeană, dar ușor greșită la nivelul percepției și realității românești, ca toate persoanele care au o problemă cât de mică cu legea, cât de mică, să facă pasul în spate sau, dacă nu-l fac, să piardă susținerea Partidului Național Liberal. Am ajuns în situația ciudată în care la Brașov, de exemplu, noi i-am pus contracandidatul lui George Scripcaru. Da, am avut situații în care la același lucru l-am făcut la Tulcea. Da? Ei, la Târgu Mureș nu s-a întâmplat acest lucru. Ei, toate aceste lucruri, da, coroborate cu jocul pe care l-a făcut Dacian Cioloș, da, au dus Partidul Național într-o situație în care Partidul Național Liberal nu a putut să aibă feedback-ul care ar fost firesc pentru un partid mare și cu istoria Partidului Național Liberal, da? Sunt mulți care zic, domnule, stai puțin că a greșit Gorghiu. Gorghiu era un om politic tânăr, da? Promovat ca președinte al Partidului Național Liberal urmarea succesului Iohannis în campania prezidențială și a vacantării postului președinte al Partidului Național Liberal, care a lucrat într-un fel
atâta vreme cât a fost în tandem cu Blaga. Un om hârșit în politică, un om care avea experiență, un om care avea greutate, da? Ei, în momentul în care a dispărut Blaga și Alina Gorghiu a rămas singură, da? Fără îndoială s-au produs niște greșeli. Eu care am fost acolo, da? Și care nu încerc nici să o apăr pe Gorghiu, nici să o pun într-o altă situație cât este, vă spun că a fost o perioadă în care parcă ne luase Dumnezeu mințile, da? Trăiam cu un optimism fabulos, că să luăm un scor extraordinar, că dacă la locale am luat 32-33%, să luăm nu știu cât și eram extrem de entuziaști și discutam de meeting-uri. Mi-aduc aminte că am făcut meeting-ul de la Iași, meeting-ul de la București, meeting-ul de la Craiova, că aducem mii de oameni, facem chestii. Când am ajuns la problema, că nu erau atâtea mii de oameni. Când să ducem oamenii, am constatat că nu există acel optimism fabulos, da? Și atunci ne-am găsit într-o situație, și că dacă o să facem o paralelă, să vedeți care e diferența față de alegerile de acum, într-o situație în care oamenii spun, domnule, stai puțin, dar voi, în afară de justiție, ce ne dați? Că PSD-ul ne mărește telefonurile cu 56%, că PSD-ul ne spun oamenii de afaceri, vine cu legea prevenției, da? Că PSD-ul vine cu măsuri în agricultură, că PSD-ul, voi sunteți cu justiția, cu justiția, cu justiția, da? A, și ne-ați mai tăiat și lefurile, da? Și ați mai făcut și diverse lucruri, da? Noi eram într-adevăr cu justiția, cu răspunderea magistraților, cu statul de drept, cu diverse lucruri. Oamenii s-au dus la urnă, da? Au crezut în promisiunile Partidului Social Democrat, da? Au votat Partidul Social Democrat. A obținut scorul care l-a obținut. A intrat Ștericianu în Parlament ca să-i asigure majoritatea de peste 50%. Dacă nu era UDMR acolo și nu era o mare problemă, dar mă rog, a fost mai ușor pentru Dragnea. Și a apărut prima surpriză, da? Prima surpriză a fost legată de faptul că pe lângă niște mici fonfleuri sociale, cu contracte sociale, s-a constatat că prima problemă lui Dragnea este să își rezolve problemele penale ale lui și ale clicii care îl înconjoară. Da? Și astfel a apărut Ordonanța 13. Da? Dăncilă numită ianuarie, în februarie avem Ordonanța 13. Nu Dăncilă, Grindeanu. Grindeanu, da. După refuzul lui Șaidec, așa e. Grindeanu numit în ianuarie, în februarie avem Ordonanța 13, dată de Grindeanu cu mâna lui Iordache. Deci ăla a fost practic momentul în care tot ce au putut da seama, că toate fonfleurile astea sociale aveau un singur scop, să adoarmă vigilența românilor, da? Pentru a putea să-și rezolve problemele penale. Pentru că strategia lui Dragnea a fost simplă. Nu vorbesc de justiție în campania electorală, da? Vorbesc de bunăstare, de prevenție, de mărirea lepurilor, de mărirea pensiilor, da? După care, dacă le dau ceva, oamenii vor spune, domne, și în definitiv, da? Lunenea la bun, care mai dă niște bani la leafă, vrea Iohannis, vor liberalii să-i facă ceva, păi normal că așa a o lege să facă nu știu numai ce. Ei, surpriza lui a fost că în momentul când a dat acea ordonanță, s-a mobilizat extraordinar societatea civilă. Au ieșit oameni în stradă și numai în București, nu știu ce de mii de oameni în stradă. Au ieșit oameni în stradă în Cluj, au ieșit în Sibiu, în Iași, în Bacău, în Constanța. 10.000 da? De oameni ieșit, în Bacău. 10.000 de oameni care e foarte mult, da? Pentru Bacău, ceea ce, da. Ceea ce a arătat faptul că românilor le pasă. Și chestia asta i-a speriat. Pe de altă parte, a și încurajat pe alții să iasă, pe alții să se opună. I-a și speriat pe unii din PSD, pentru că nu au mai fost toți atât de temerari, da? Nici Grindeanu n-a mai vrut să mai aude, ce bă, stați puținul cu mâna mea, da? După care a venit Tudose, nici Tudose nu și-a asumat povestea asta. Au încercat varianta cu Tudorel Toader, care însă, eu l-am atacat foarte mult, da? Dar acum, la final de mandat, pot să recunosc că pe lângă toate năzbâtile care le-a făcut, măcar nu s-a băgat să dea amnistie, grațiere sau să modifice prin ordonanță de urgență niște lucruri. Pentru treaba asta, mă rog, îi mai iert din păcate, dar nu pot să spun că s-a recunoscut, a făcut o serie de nebunii. Deci nici Iordache n-a putut să rezolve, nici Tudorel Toader n-a putut să rezolve problema asta. În schimb, le-a rezolvat Roma Căveși, care pentru ei a fost foarte importantă, da? A fost așa o prefațarea unei victorii, pentru că vreau să vă spun că mă întâlneam cu impact mare, cu impact extraordinar de mare, că mă întâlneam cu oameni care, cu oameni cu care m-am întâlnit în piață, în Piața Victoriei, oameni pe care îi știu din momentul pieței universității de acum aproape 30 de ani și care îmi spuneau, domnul Frenciu, ce facem, domnule? Domnule, dacă au dărâmat-o pe Căveșii, domnule, care avea susținerea Americii și Europei, domnule, e clar că suntem terminați. Și le spuneam, oameni, nu suntem terminați, da? Pentru că o instituție nu stă într-un om. Da? Chiar dacă Căveșii era profesionistă, chiar dacă Căveșii beneficia de încrederea foarte multor români, da? Chiar dacă DNA are o problemă, domnule, lupta pentru statul drept va continua.
Imaginați-vă, le spuneam eu următorul lucru, că a apărut o problemă și că și a trebuit să plece într-un concediu de 6 luni, da? Hai să zicem că sunt. Dom'le, dar în 6 luni se rezolvă? Dom'le, eu n-am spus să vă în 6 luni, dar dacă tratați această situație la modul că și a plecat într-un concediu de 6 luni de zile, înseamnă că nu veți renunța la luptă, da? Nu vă veți demotiva și atunci... Voi fiind în continuare în lupta asta pentru statul de drept, în lupta asta pentru ca să păstrăm justiția independentă și nesupusă politic, avem o șansă să câștigăm, da? Și iată, acum vine Klaus Iohannis cu propunerea de referendum, da? Exact pe această construcție. Îl întreabă lumea, dom'le, dar dacă dau ordonanță înainte? Păi, dom'le, nu pot să o dea, că ar fi de rea credință. Că eu chem poporul, ei trebuie să aștepte voința poporului. Și dacă poporul vine și spune că nu vrea ordonanță, nu vrea grațiere, nu vrea amnistie, da, și nu vrea modificări până la ordonanță, da? Chiar dacă nu o să fie 30%, dacă majoritatea celor care au venit la vot se manifestă în sensul ăsta, ar trebui să-i sfideze. Pentru că ei sunt cetățenii care sunt interesați, da? Deci, cam asta este... Domnul senator, ați punctat extrem de bine toate gafele, ca să le spun așa, sau punctele slabe pe care Partidul Național Liberal le-a făcut în perioada 2014-2016. Dar vă spun și în continuare. Dar totuși aș vrea să mă întorc puțin imediat după alegerile locale. Partidul Național Liberal, conducerea Partidului Național Liberal a analizat, după părerea mea, generalist scorul obținut. Adică s-au încălzit pe un 31%, dar nu au luat în considerație că au pierdut marile orașe. Eu rămân surprins, ca și mulți alții, cum de bordul PNL nu a tras învățămintele de minte din, pentru că mulți zic, totuși scorul la locale din 2016 a fost un eșec. Prefațat de gafa, imensa gafă din București, care pe undeva a demobilizat pe simpatizanți. Dacă vă aduceți aminte, bâlbâiala aia de nominalizare s-a început surprinzător un partid liberal cu nominalizarea pentru primăria generală capitalei a unui personaj ultra-ortodox. Cum a fost Cristi Bușoi. Cristi Bușoi, retragerea lui Cristi Bușoi, numirea lui Marian Munteanu, după care retragerea din nou a lui Marian Munteanu când societatea civilă s-a revoltat. A rămas așa, puțin speriată de modul în care un partid național, un partid liberal cu viziuni europene s-a orientat spre un ultra-ortodox și aruncarea în luptă a lui Ludovic Orban, după care a fost scos de DNA, și ca o ultimă încercare tardivă, târzie, a lui domnului Predoiu, care, ei, bâlbâielile astea pe care le-au făcut la București, scorul, faptul că au pierdut orașe mari, nu i-a alarmat? Dar vedeți, dumneavoastră, București în ultimă instanță are niște explicații. Repet, explicațiile nu justifică eșecul, dar pot să le explice. Cristi Bușoi a fost măsurat cu mult timp înainte, da? Practic crescut pentru a fi făcut să candideze pentru București, venind pe ideea candidatului elitist, european, europarlamentarului cu experiență, da? Da. Cu o dublă specializare, Cristi Bușoi este și medic, este și absolvent de drept notar, o experiență foarte bună în Parlamentul European, experiență pe fonduri. Deci a fost gândit la momentul inițial ca un om care ar putea să câștige simpatia întregii drepte bucureștene. El venind, practic, fiind de la început în Partidul Național Liberal. Evoluția lucrurilor a demonstrat că bucureștenii își doreau altceva. Cristi, fiind un tip extrem de elegant, poate prea elegant pentru acest tip de luptă. Da? Bun. Și atunci lucrurile păreau presante și era în joc Nicu Șordan. Nicu Șordan, care era susținut de societatea civilă și gândirea celor care la data respectivă erau implicați în zona Bucureștiului,
Tase Atanasiu, un principal secretarul general Petrache la vremea respectivă, a fost, domnule, hai să facem ceva din societate civilă. Cum a ajuns Marian Munteanu, candidatul nostru, nu știu, dar în orice caz, ceea ce vă pot spune este că Marian Munteanu era practic un soi de replică la Nicușor Dan, mergându-se pe faptul că Marian Munteanu înseamnă piața universității. Piața universității înseamnă practic lupta antifesenistă, lupta antipeseristă și s-a mers pe varianta că inclusiv acea parte a societății civile mai puțin tânără, da? Care era nu foarte tânără la momentul pieței universității, ar putea fi capacitată să iasă la vot ca să existe o formă de contrabalansare, da? La ceea ce face Nicușor Dan. Evident că reacția numirii lui Marian Munteanu a fost una surprinzătoare pentru noi, inclusiv pe filieră evreiască am avut o serie de reproșuri. Separat de asta, oameni de dreapta veritabili ne-au reproșat faptul că Marian Munteanu ar fi avut niște colaborări cu Virgil Măgureanu, cu nu știu mai cine, și că nu mai este acel anticomunist, și că Partidul Național Liberal abdică de la niște principii. Și atunci, evident că s-a luat decizia să se la Marian Munteanu. Nu s-a făcut un studiu. Ai nevoie de un liberal. Păi, liberalul era Orban. Ludovic era președinte pe București, a fost președinte multă vreme, un om iubit de Partidul Național Liberal, predilect de București, pentru că el a fost membru al PNL București, extrem de respectat în București, da? Chiar dacă mai pierdut-o odată în urmă cu Un un număr vechi de ani, membru încă de la început, de la început de Partidul Liberal, da? Și atunci ne trebuie o mandat de vreme rea. Îl luăm pe Orban și îl băgăm în luptă. Nimeni nu poate spune că nu e liberal, nimeni nu poate spune că nu are Corect. experiență. A fost viceprimar al capitalei, a fost ministrul transporturilor, e un om care, bun. L-am adus pe Ludovic și după 3 săptămâni de zile a venit DNA-ul și a zis, bă, stați puțin. Noi facem un dosar lui nenea ăsta și voi vedeți ce faceți. Cum noi aveam principiile care ne obligau să luăm măsuri, Orban știind despre ele, a făcut pasul în spate. Și atunci ne-am găsit în situația în care mai era o lună jumate până la alegeri Da. Și președintele organizației București, Cătălin Predoiu, și-a asumat responsabilitatea să candideze. Cătălin, practic, s-a sacrificat la faza aia, da? Da. Pentru că el, într-o lună jumate, n-a mai avut ce face. După ce să analizezi? Deci după, Cătălin Predoiu și-a dat demisia. Ai zis, domnule, stai puțin, am pierdut alegerile, am făcut pasul în Corect. spate și mi-am dat demisia. Asta trebuie analizat. Domnul senator, în organizațiile județene, cu un scor slab și Bacău se număra Și la printre ele, Bacău există o explicație. trebuia, tre ne oprim și la Bacău, că am început așa generalist, dar vom duce dialogul nostru înspre Bacău, că asta interesează pe urmăritorul nostru, Bacăul. Deci, domnul Cătălin Predoiu și-a dat Care demisia în urmă. În mod normal, toți liderii de filiale care au obținut scor slab, cum? Dar, încă o dată, revenim la exemplul președintelui Partidului Național Liberal, care în data de 21 mai, imediat după primul exit poll în care a realizat că nu și-a atins obiectivul de 20% la europarlamentare, vorbim, și-a dat demisia. Mergem la locale. Domnul Cătălin Predoiu și-a dat demisia. În mod firesc, normal și natural, erau ca președinții filialelor județene cu un scor lamentabil și Bacău se numără printre ele, trebuiau măcar simbolic să-și prezinte demisia, să-și depună mandatul. Că după aia, în baza unei analize, urma ca demisia lor să se mai discute, dar așa mi s-a părut normal. Pentru că a mers în alegeri, în alegeri locale, în generale, cu aceiași antrenori slabi cu care am mers în alegerile locale. Asta este părerea mea. La data respectivă era membru al PNL sectorul 1, deci eram membru de București. Cunosc situația Bacăului din două perspective. Perspectiva momentului respectiv, când fiind membru al biroului politic, participam la ședințe și eu fiind un apropiat al Alinei Gorghiu la data respectivă și astăzi de altfel, aveam acces la foarte multe informații pentru că se consulta cu mine pe diverse lucruri, da? Și atunci am aflat destul de multe informații. Ulterior, devenind senator de Bacău, sunt de vorbă cu colegii liberali care au trăit acele etape și care văd lucrurile în perspective diferite, mi-au povestit și ei diverse lucruri ca să-mi fac un tablou concret.
Acolo a existat o problemă constând în împrejurarea că scoaterea din joc a lui a fostului primar Stavarache, da? Încăpățânarea lui Stavarache să candideze chiar cu problemele care le avea și de a lua un scor de, nu știu, 8-9%, ceva în genul ăsta. 9%, 9%, da? L-a găsit pe candidatul Partidului Național Liberal la primăria Bacăului, senatorul Dragoș Lucian, într-o situație extrem de neconfortabilă. Dragoș Lucian, care venea din postura de fost viceprimar, venea din postura de senator, venea din postura de senator care a făcut treabă în Senatul României. Deci Dragoș a fost unul din oamenii care n-a trecut pe acolo ca gâsca prin apă, care s-a implicat în toate comisiilor, care a încercat pe cât posibil să facă lucruri, da? Ei, în momentul când Dragoș a constatat că a pierdut asta alegerile, omul a procedat cum procedează orice om de bună credință și a dat demisia. Și a spus, domnule, eu dacă am pierdut alegerile, eu fac pasul în spate, pentru că dacă n-am putut să câștig aici, e clar că nu pot merge mai departe. Și a dat demisia și din fruntea organizației municipale și a și anunțat că nu va mai candida. Și s-a ținut de cuvânt. Bun, el. Scorul județului, că asta e frumusețea asta, scorul județului fără Bacău, da, n-a fost chiar așa de mic. Pentru că noi facem și calcule de genul ăsta. Ei, în momentul când s-a făcut analiza rezultatelor, da, scorul județului fără Bacău n-a fost printre scorurile codașe. Și în raport de demisia lui Dragoș Lucian, care n-a fost apreciată ca un gest de onoare, da, a fost doar ca un gest de asumare, cum că el își asumă eșecul, da, de parcă el ar fost de vină pentru scorul la nivel de județ, da, a fost considerat suficient. Pe vremea respectivă, președintele Partidului Național Liberal era interimar. Da? În acel moment era problema cu faptul că PNL-ul era această combinație între PNL și PDL, da. Și era problema, băi, dacă pleacă Paler, ce se întâmplă? Vine Tudorița, ia PDL-ul partidul, da? Deci, dar n-ar fi fost o soluție mai bună pentru... Nu, dar a fost o variantă. Nu s-a tratat cu a fost o, a fost o perioadă în care lucrurile au fost gândite și existau niște fantome. Penelistul. Noi nu ne gândeam la momentul ăla, mă, ăla e bun. Că dacă e bun, nu contează dacă e penelist sau pedelist. Nu, ăla e pedelist și nu poate să fie. Sau ăla e penelist și nu poate să fie în alte zone, da? Alt punct slab al PNL-ului. Absolut, da? Absolut. Ei, și ăsta a fost motivul pentru care tot managementul Partidului Național Liberal, filiala Bacău, a fost menținut, da? Bun, au venit alegerile parlamentare, unde scorul, da, n-a fost din nou bun. Am luat 18%, 17,9%, da? Care a fost un scor extrem de modest. Veneam după un scor de 20 ceva la sută la locale, cu eșecul major de la Bacău, da? Și cu toate problemele astea, da? Președintele partidului Alina Gordiu și-a asumat răspunderea. A doua zi după scrutin și-a prezentat demisia. A fost desemnat președinte interimar, președintele de județ cu cele mai bune rezultate, Raluca Turcan. Da. Care a avut ca sarcină să organizeze congresul, da? Bun. Păi, în momentul când s-a discutat organizarea congresului, da, inclusiv în biroul politic, principala problemă nu mai era să analizăm ce s-a întâmplat la Bacău, la Vâlcea, la Pitești, da? Și principala problemă era cum facem ca echipa noastră să câștige alegerile, da? Și atunci aprecierea vis-a-vis de președinți a fost în raport de ce aport pot să aducă ei la noua construcție care se face. N-a mai fost o analiză a ce au făcut în trecut, din păcate. Și ăsta e motivul pentru care, cu excepția președintelui organizației PNL din Argeș, care și-a demisia a doua zi după alegeri, n-a existat nicio demisie. Da? Toți și-au menținut pozițiile, au apărut niște schimbări ulterior prin alegeri, da? Prin mai, iunie, unii președinți care nu mai vrut să candideze, de exemplu, cum a fost cazul la Dâmbovița, sau a mai fost un caz similar, o schimbare la Maramureș, unde a câștigat un consilier județean. Dar în rest nu au fost surprize. În general, vechii manageri ai structurilor județene din alegerile respective au rămas în continuare. Însă, după aceste alegeri, cu siguranță sunt toate premizele create ca să aibă loc o analiză.
va avea loc această analiză? Deci urmează 2 ani fierbinți. Eu cred că da, pentru că presiunea Partidului Național Liberal este extrem de mare și cea mai bună variantă să diminuezi această presiune este să îți faci o analiză cât se poate de corectă și să fii extrem de transparent. Pentru că astea sunt practic cele două lucruri care au văduvit Partidul Național Liberal de niște rezultate mai bune, inclusiv în plan imagistic. Eu sunt printre cei care am capacitatea să recunosc unde am greșit sau unde colegii mei au greșit. Mi s-a întâmplat chiar să am discuții cu diversi colegi care spun, bă, stai puțin, tu nu poți spune că noi am greșit. Ba da, poți spune că noi am greșit. Pentru că românul vede, da? Adică teoria că noi n-am greșit, că devine PSD-ul pentru tot, este o tâmpenie, da? Pentru că eu sunt de vină că n-am oprit PSD-ul. Principala mea vină asta este, da? Adică n-am putut convinge românul să iasă la vot, pentru că electoratul meu de dreapta n-a ieșit la vot, ca să spune, frate, stai puțin. Pediștii se bat cu peneliștii, PNL-ul nu e un partid serios, da? Și nu o să ies la vot, asta este, da? Deci noi le-am dat motivul să nu iasă. Ei, acum lucrurile astea trebuie să se schimbe. Și când spun că lucrurile astea trebuie să se schimbe, pe lângă, mi-au reproșat mulți, eu sunt un om care dialoghez cu destul de mulți, inclusiv pe Facebook, inclusiv pe telefon, mie telefonul îmi sună, și foarte mulți liberali, inclusiv din Bacău, mi-au spus, dumne, stai puțin, ok, l-am văzut pe Orban, l-am văzut pe Rareș, da? L-am văzut pe Zicri. Bă, frate, dar în afară că înjurați PSD-ul, bă, nu spuneți nimic. Adică ne spuneți că aveți 4 primari de succes, ok, aveți, dar nu-i meritul vostru, e meritul lor că sunt ea gospodar, da? Faptul că au atras fonduri, bă, care-i treaba voastră? A, faptul că Zicri, da, ok, a lucrat în Parlamentul European, a știut să descurce. Unde e Partidul Național Liberal, da? Corect. Evident că am încercat să le explic, oameni, stai, că nu e așa. Deci acei 4 primari sunt în PNL și nu în PSD pentru că aici găsesc susținere. Faptul că s-au asociat cu noi înseamnă că s-au apropiat de noi, înseamnă că sunt ei noștri, că se duceau alundeva, da? Se duceau la USR sau se duceau la Băsescu sau se duceau la PSD sau se duceau la ALDE. Faptul că au rămas în PNL, că au candidat sub sigla PNL-ului, că obțin performanțe de mai multe mandate. Boc nu-i la primul mandat, Bolojan nu-i la primul mandat, Țipcaru nu-i la primul mandat, da? Ei, faptul că au rămas aici să obțină performanță, înseamnă că s-au simțit bine. Ca să obțină bani europeni, i-a ajutat foarte mult, inclusiv filiera PPE. Deschiderea, faptul că europarlamentarii noștri le-au deschis toate ușile acolo, i-au ajutat cu consultanță, i-au ajutat în toate manierele legale, fără îndoială, dar în manierele de lobby care se face în Parlamentul European. Deci, astea sunt niște lucruri. Da, mă, dar altceva. Ei bine, tuturor acestor oameni pot să le spun așa că luni, Partidul Național Liberal își lansează programul politic. Și probabil că de luni încolo o să discutăm și cât se poate de clar cu oferta Partidului Național Liberal atât pentru perioada de mediu următoare, cât și pe termen mediu și lung. Mie mi-ați ridicat mingea la fileu, domnul senator. Pentru că eu am mai identificat încă o cauză care a dus la acest rezultat și la localele din 2016 și la generale. Spuneați de luni, Partidul Național Liberal își va lansa programul politic. Partidul Național Liberal cred că ar mai avea nevoie de vreo 20 de comunicatori precum Daniel Fenichiu. Pentru că uitați ce se întâmplă. În anul 2015, specialiștii, președinții de comisie, cu comisiile pe specialități ale Partidului Național Liberal, au redactat acest program de guvernare. Da. Programul Predoiu. Exact. Eu l-am răsfoit. Este un program extraordinar de bun. Ce este? Un program care nu este un program populist. Nu spune vom mări cu 30%, vom mări cu 50%. Este un program care înainte de orice are calculul economic, sursa de finanțare, cum va fi ea alimentată prin taxe, impozite, politice fiscale, cum Partidul Național Liberal își propune să pună în primul rând educația și sănătatea națiunii. Deci este un program extraordinar. Ce este? Îl cunosc. E programul Cătălin Predoiu. Exact. Știu. Dar, în anul 2015, din anul 2015, uitați, 2015, aici redactat, da, au lipsit comunicatorii. Pentru că și în anul 2015, în 2016, s-a discutat despre ce răi să ia, despre Dacian Cioloș, dar Partidul Național Liberal nu a beneficiat. Așa cum spuneam, și nu vreau să vă aduc o laudă,
este fără nicio îndoială. Sunteți unul dintre cei mai buni comunicatori ai Partidului Național Liberal. Mulțumesc. Partidul Național Liberal nu are niște comunicatori care să aducă la cunoștința simpatizanților, a românilor, programul politic. Lucrează. Cum ați spus toți, dom'le, îi dați cu parul, ăla-i hoț, ăla-i... Românii știu că ăla-i hoț, românii știu că ăla este infractor. Dar vor să afle de la Partidul Național Liberal, liberalii, cu ce vin în fața națiunii, concret. Cum programul Predoiu a venit în 2015, dar care nu a fost comunicat. Păi, nu a fost comunicat suficient oamenilor pentru că lucrurile s-au succedat foarte repede. El a fost edictat și făcut în 2015, după care în 2016 au început alegerile locale. Alegerile locale, mă rog, au fost mai mult, au avut o temă de campanie mai mult locală. În general, exceptând marile orașe și exceptând București, unde era pretabil un program național să fie disecat și pus în discuție, la nivel local, primarii aveau altă abordare și alte teme pentru campanie, inclusiv la nivel de județ, da? Pentru că fiecare județ avea specificul lui, era foarte greu să vii cu un program, să vii cu un proiect politic național într-o zonă ca Bacău, de exemplu. Da? Dar la parlamentare? La parlamentare s-a întâmplat următorul lucru. Continuarea acestei falii între vechii peneliști și foștii peneliști, da? Dispariția unor lideri importanți și care puteau să asigure echilibru, și aici mă refer în special la Vasile Blaga, da? Care a fost scos din joc, și Vasile era omul care putea să facă niște lucruri, precum și un anumit tip de invidie față de Predoiu. Da? Că s-a întâmplat și lucrul ăsta, da? Deci s-a întâmplat, deci au exact, existat au fost și toate, au fost orgoliile, sigur, au da, intervenit și orgoliile. Nu, mergem pe programul Predoiu. Așa e, nu? Era lui Predoiu, nu era, chiar dacă scria Partidul Național Liberal, da? Ei, astea sunt niște lucruri care eu sper, da, că după dușul rece de 20% din 2016, da? Și după consecințele care s-au văzut cu ochi liber, neputința noastră parlamentară, tot ce putem face este să atacăm la Curtea Constituțională și să creăm diverse chichițe prin care să blocăm anumite proiecte legislative, da? Toate lucrurile astea cred că au fost un duș rece suficient de bun ca să ne releve că pe viitor nu mai putem face lucruri de genul ăsta, da? Mă întrebați dacă va fi o analiză. Da, eu vă spun că da, va fi o analiză. Va fi cu siguranță o analiză. Pentru că în momentul ăsta nu mai merg argumentele vechi. Toți președinții care avem sunt aleși. Toți președinții au primit în plic un target de la președintele partidului. Da? Deci fiecare președinte al Partidului Național Liberal de județ a primit un target în plic. El a fost invitat la o discuție la București. A avut loc un sondaj. Sondajul a relevat o perspectivă, da? un procent și un trend de creștere sau de scădere și i s-a calculat targetul. Da? Ei, președinții care nu vor obține rezultatul targetat, da? Cu siguranță vor intra într-o analiză cu poziția lor frumoasă. Da? Adică, probabil că ultimele 10 județe vor pleca acasă, probabil, da? Deci, în acest context, fără îndoială, contează extrem de mult atât rezultatul național, cât și rezultatul la nivelul fiecărui județ, cât și la nivelul fiecărui UAT. Pentru că, după ce faci analiza națională, faci analiza județeană, va trebui să mergi la nivelul fiecărei unități administrative teritoriale, și aici mă refer și la județul Bacău. Pentru că noi suntem într-o situație în care, dacă mă uit la cum arată Bacău, este cât se poate de evident că un candidat al dreptei trebuie să poată să-l bată destul de ușor pe Cosmin Nicola. Adică eu vă spun următorul lucru, dacă dreapta scoate un candidat care să fie om de dreapta, da? Și care să fie susținut, da? De forțele de dreapta, eu vă spun, Cosmin Nicola, istorie. Deci asta e o chestie cât se poate de evidentă, da? Și din punctul ăsta de vedere, eu vă mai spun un lucru, lăsând la o parte faptul că avem polemici, că avem mici meciuri, frecușuri cu USR-ul, n-am nicio îndoială că USR Plus-ul vor pune umorul la chestiunea asta, pentru că dacă nu, vor deconta rezultatul. Pentru că noi, ca Partid Național Liberal, am declarat în repetate rânduri, domnule, noi suntem dispuși să facem orice ca să scăpăm de PSD. Adică noi venim în întâmpinarea voastră, avem un barometru, alegerile europarlamentare, avem niște scoruri, facem niște sondaje, venim cu candidați.
nu jucați cu noi, nu ne puteți spune că aveți, că sunteți antipeseriști sau că asta. Pentru că singura variantă în care putem câștiga marile orașe este să jucăm împreună. Mă, aveți un candidat mai bun ca noi. Ok, frate, n-am o problemă, da? Dar candidat mai bun ca noi, nu pe criteriul vostru că n-am mâncat usturoi în ultimele două zile, ci pe criteriul competenței administrative și al procentului electoral în sondajul de opinie sau mai departe, da? Și asta o faci ca la ultima comună. Ce este surprinzător pentru... Eu discut cu foarte mulți concetățeni. Știți ce este surprinzător aici la noi la Bacău? Pe fondul unei administrații, haideți să-i spunem mediocre. Nu, este foarte proastă, nu e mediocre, e foarte proastă. Pe fondul unei administrații care, concret, după 3 ani, nu a făcut mai nimic vizibil în urme, în mod natural și firesc, Partidul Național Liberal trebuia să duduie. Da. Să fie în permanență, în permanent contact cu oamenii, să fie vocal, să fie cât mai vizibil. Dar ce se întâmplă? Dacă întrebi, mergem pe stradă și întreb, oprim diversi cetățeni să ne dea 4-5 nume din Partidul Național Liberal, nu știu dacă vor fi în măsură să care ne... să gândesc la primărie? Nu, să că liberali din Bacău, vizibili. Da. Și când spun liberal vizibil, mă gândesc în primul rând la cei care dețin demnități publice, da, și care prin activitatea lor sunt foarte vizibili și prezenți în permanență în mijlocul oamenilor. Săptămâna trecută am avut invitat aici în studio pe doamna Tudorița Lungu. Da. Și am întrebat-o. Doamna Lungu, organizația județeană, organizația municipală, în afară de Ionel Paler și Tudorița Lungu, mai are comunicator? Pentru că în Bacău, în conferințele de presă, ies în permanență domnul Ionel Paler și doamna Tudorița Lungu. Este normal ca un deputat, nu zic, este normal ca un deputat în Parlamentul României să vină săptămânal sau la două săptămâni să organizeze o conferință de presă. Este perfect. Ce nu este perfect este că nu scot și alți oameni, alți comunicatori care să le confere băcăoanelor imaginea că Partidul Național Liberal nu se rezumă la Tudorița Lungu, la Ionel Paler și la Daniel Fenechiu. Avem. Nu. De ce vreau să vă spun că... Mă scuzați, continuăm discuția, trebuie să luăm o mică pauză tehnică și revenim cu acest subiect. Doamnelor și domnilor, așa cum spuneam înainte de pauză, Partidul Național Liberal, mă refer la băcăoanii mei, au... Dar vorbează cu comunicatori și că iese doar Paler, Dorița și unor eu. Partidul Național Liberal are comunicatori la nivel local, da? Avem, de exemplu, și o luăm așa, în primul rând avem pe Dragoș Lucian, o experiență excelentă de senator de 4 ani de zile, un caracter extrem de frumos dovedit, am pierdut alegerile, am plecat acasă și măcar nu candidez data viitoare, dar rar găsești oameni de genul ăsta. Da? Da, un om care știe să vorbească, corect. Un om care n-a intrat în politică ca să facă bani, da? Care are un business, fără discuții, creează plus valoare și așa mai departe. Îl are pe avocatul Miclăuș, care e liderul grupului consilierii locali. De consilierii locali din asta, da? Bun. Avocat, un avocat de succes, da? Daniel e un foarte bun vorbitor, un om care știe foarte bine atât principiile liberale cât și realitatea în care trăiește. De ce nu l-a aruncat în luptă? Păi este aruncat în luptă și Daniel Miclăuș, dar
sunt aruncați în luptă, în maniera în care s-a apreciat că e nevoie de ei. Mergem mai departe, da? Îl avem la Consiliul Județean pe Petrică Mihăilă, da? Care cred că nu are nevoie de prezentare. Cred că a fost cam singurul care de vreo 2-3 mandate să bate cu Dragoș Benea, da? El se bate cu Benea și acum. El se bate cu Benea și acum că el e cel care știe că tot Benea conduce județul Bacău și el știe că, în esență, adversarul lui și al oamenilor de dreapta nu e nici brașoveanu, nu e nici așa mai... Ăștia sunt adversari în maniera că ocupă formal un punct, da? Dar decidentul județului este Dragoș Benea, da? Și de este Petrică Mihăilă în conflict cu el. Putem merge mai departe. Avem primarii noștri de succes, da? Merg la Viorel Miron la Comănești, trebuie să mă apuc să-l prezint, da? Deci, din punctul ăsta de vedere, noi nu stăm, și aici o spun cu toată seriozitatea, nu stăm deloc rău. V-am dat doar 4, pentru că aș putea să continui. Dar ideea de bază este că într-un partid este bine să validezi niște oameni care se bucură deja și de validarea colegilor. Pentru că altminteri, dacă vine Fenechioasă și spune, domne, e foarte bun X, da? Lumea va începe să se întrebe, băi, dar de ce spune Fenechiu că e foarte bun ăsta, da? De ce nu-l promovează partidul dacă Fenechiu spune? Și atunci v-am dat exemple de 4 oameni care și-au câștigat notorietatea prin vot și pe care nu-i contestă nimeni. Da, revenind asupra problemelor cu care se confruntă organizația municipală și județeană a Partidului Național Liberal, da. Nu pot să nu menționez faptul că PNL-ul este, cred că, singura formațiune politică la ora actuală care în structurile interne a demarat o campanie de alegeri interne, de selecție internă în ce privește candidaturile pentru fotoliul de edil șef. Partidul Național Liberal, la Bacău, în cursa asta internă s-au angajat trei persoane. Este vorba de consilierul local Cătălin Crețu, arhitect, un tânăr, un câștig pentru Partidul Național Liberal. Da. Este vorba despre domnul Iulian Stoican, fost consilier local, fost viceprimar, deci nu poate fi pusă la îndoială experiența domniei sale în ce privește administrația urbei, și domnul consilier județean cu multe mandate în spate, Petrică Mihăilă. Acum am înțeles și eu chiar urmăresc cu mare atenție tot ce se întâmplă, nu numai la PNL, toate partidele din județ, că această campanie de selecție, probabil oamenii își depun niște proiecte, sunt măsurați, se fac niște cercetări sociologice interne, cel care va avea cea mai mare priză la public, cel care va veni cu cele mai viabile proiecte, va fi desemnat ca fiind candidatul Partidului Național Liberal pentru fotoliul de primar șef în anul 2020. Așa ne s-a comunicat. Acum, știu că această selecție a început undeva pe noiembrie anul trecut. Da. Cam cât mai durează? Pentru că noi, presa, așteptăm să vedem. Bine, în mod normal ar fi trebuit să se finalizeze în precampania pentru europarlamentare, când urma să mai aibă loc un sondaj de opinie care urma să măsoare și aceste aspecte. În raport de împrejurarea că stabilirea candidatului ar fi putut genera niște mici tulburări în anumite organizații, datorită faptului că candidatul la municipiu e un personaj important în orice județ, da? S-a luat decizia ca această desemnare să facă după europarlamentare, ca să nu fie demotivați oamenii. Fără îndoială, așa se va întâmpla și la Bacău, n-am nicio îndoială. Ca orice membru al acestui partid, și mie îmi place competiția și eu aștept ca această competiție să se finalizeze. Eu nu m-am ascuns niciodată, favoritul meu e Petrică Mihăilă, dintr-un motiv extrem de uman. Deci eu, când am venit în Bacău, primul om cu care m-am întâlnit și care a venit în campania mea și care mi-a explicat cum e cu Bacău, a fost Petrică Mihăilă, da? Dar asta nu înseamnă că în ipoteza în care va câștiga Crețu sau în care va câștiga Stoican, nu o să-l susțin la fel de bine, da? Deci simpatia mea e evidentă, certă și așa mai departe, că fiecare om are să aibă o simpatie chiar și în Partidul Național Liberal, da? Mai ales că eu nu sunt decident. Dacă eram președinte de organizație, n-aș fi spus așa ceva. Da. Dar fiind un simplu votant în povestea asta, da?
Eu îl susțin pe Mihailă, care știu că cu certitudine că este un anti-PSD-ist convins, știu că e un om vertical, știu că nu va mă pune vreodată într-o situație să aud că a făcut, că a luat, că nu știu mai ce, da? Iar astea sunt niște lucruri și știu că e un om care are un spirit gospodăresc, care vine de la țară, da? Știu că familia lui e din zona Podul Turcului, știu că e un om muncitor, care se duce, muncește. Ei, un om care mi-a pune pe ciocan, pe greblă, care mai face niște lucruri, domne, mi-aș dori să fie primar, știi? Chiar dacă a fi primar nu înseamnă doar asta. Dar faptul că știi cum e să pui mâna pe ciocan înseamnă că nu te păcălește unul când trebuie să facă ceva. Faptul că mai pui mâna pe greblă înseamnă că la spațiile verzi poate mai pune și pe aia cu ajutoarele sociale, da? Că poate nu mai cheltuim banii cu compania municipală și poate nu ne apucăm să facem tot felul de licitații, să dăm la firme de partid bani pentru treaba asta. Poate putem să o facem casnic. Am primarul cu grebla acolo și explică lui la ajutor social, bă, dacă primarul face, poți face și tu, m-aș simți ușor mai bine, da? Eu urez succesul pe Tică și sper din toată inima să fie el candidatul, da? Deci chiar primisem o întrebare de la un urmăritor, de la domnul Vizu Stănică, dacă senatorul Daniel Fenecheu îl susține. Necondiționat. Deci iată că ați și răspuns. Necondiționat. Dar experiența, nu știu de ce, la ceea ce s-a întâmplat în timp, și vorbeam și de anumite orgolii care de multe ori au stricat, ca să spunem așa, mecanismul de funcționare intern al unui partid. Mie mi-e teamă că și de această dată vor fi niște ciocniri de orgolii în lăuntru organizației județene sau municipale. Fără doar și poate, așa cum a spus Petrică Mihailă, este la ora actuală, așa cum îl vedem noi cei din presă, cel mai combatant consilier județean. Am avut două situații pe care eu le-am urmărit, două intervenții ale domnului Mihailă în Consiliul Județean, în care colegii domniei sale. Știți cum? M-aș fi așteptat ca un consilier județean, când are o luare de poziție în plenul Consiliului Județean, automat ceilalți 11, 12 consilieri județeni parcă, să facă așa un scut în jurul celui care reprezintă un punct de vedere. A fost așa un fel de simulare de trageri cu muniție oarbă. Bun, să nu ne ascundem. Dacă cineva trăiește cu impresia că peste tot, în toate situațiile și pe toate fronturile, Partidul Național Liberal e ca la Mărășești, pe aici nu se trece, fără îndoială. E frumos să spui așa ceva, dar să uite lumea la noi. Tot mai de-aia. Nu poți. Avem o discuție. Noi avem consilier, da, a cărui soție a fost numită director de școală, da, de administrația PSD-istă. Și dacă ar fi avut oamenii în vedere calitățile doamnei, care e o doamnă pricepută, da? Da. Nu de aia a fost numită, da? Ci din alte motive și atunci recunoștința trebuie să se manifeste, da? Avem situații în care avem consilieri care ocupă funcții în cadrul administrației, da? Că discutăm de apă, că discutăm de canal, că discutăm de diverse lucruri, contează mai puțin, da? Ori în contextul în care lucrurile nu sunt extrem de clare, da? În contextul în care nu spui pe aici nu se trece, am rupt orice formă care se poate fi interpretată de uselism, că aici câștigă Mihailă, că el venind din PDL, el nu va putea fi acuzat de uselism, da? Dar v-am ascultat, mă scuzați că vă întreb, știți ce se mai zvonește pe la noi prin presă pe aici, că mai este prin Bacău mai circulă un zvon că vorbeam de soții, soția iarăși a unui membru cu unul din candidații pentru fotoliul de dirșef urmează să fie unsă director la Adis în locul de locul lui al fost penalist care a plecat la Curtea de Conturi, da, ca să nu ne ascundem, da. Da, asta e o chestie care, haideți să vă spun un lucru. Acea doamnă n-are nicio treabă cu Partidul Național Liberal, da. E o persoană care, dacă e competentă, da, dacă e apreciată, da, nu e o problemă pe care să o deconteze Partidul Național Liberal. Păi, dar nu asta e problema, domnul senator. Este. În momentul în care eu sunt consilier, da, și primesc o funcție, da, într-o deconcertată care aparține de Consiliul Județean sau de primărie, dominată de PSD, este foarte greu să explic, da,
anumite lucruri. Dar nu trebuie explicat, pentru că este de notorietate că nu te poți angaja femeie de servici într-o școală, da? Dacă nu ai, nu te recomandă vocea și talentul cuiva. Este de notorietate. Și atunci oamenii se întreabă, băi, într-un județ roșu, suntem un, Bacău este un județ roșu, în care nu bate vântul fără aprobarea domnului Benea. Da, așa este. Deci, păsările călătoare intră cu aprobare de la... Sigur. Cum se numește soția unui liberal în postul de unei agenții importante care rulează milioane de euro? Dar, în același timp, nu poți angaja o femeie de servici într-o grădiniță fără recomandarea de la cineva. Dom'le, prima tâmpenie este asta, că nu poți angaja o femeie de servici. Această politizare administrativă este extrem de deranjantă și este o chestiune care trebuie să înceteze dacă ne dorim cu adevărat să fim o țară europeană. Am început emisiunea că astăzi sărbătorim Ziua Europei. Astăzi Iohannis s-a întâlnit, i-a primit la Sibiu pe Tajani, președintele Parlamentului European, pe Tusk, președintele Consiliului, pe președintele Comisiei Europene Juncker, a fost Macron, a fost Merkel, a fost președintele Italiei, au fost încă 15 șefi de guverne și de state. Deci șefii de state și de guverne din cele 27. Tot ce este important. Exact. S-a discutat despre principalele 10 proiecte europene, despre viitorul Europei. Mă rog, s-au luat anumite decizii, au dat o declarație comună. Păi, în contextul în care noi ne dorim să și fim în mod efectiv un stat european. Pentru că văd că e o mare discuție și văd că iese și doamna Dăncilă și domnul Dragnea și nu știu mai cine și spun Iohannis, bă, să nu cumva să nu le spui la ea să intrăm în Schengen. Și Iohannis iese ieri și spune, oameni buni, de când a fost numit președinte, n-am ratat nicio ședință de Consiliu la care am fost, în care să nu ridic problema, Schengen, Schengen, Schengen. Dar dați-mi o politică internă bună, asta ne spunea Titulescu în anii 30, în 1930, dați-mi o politică internă bună ca să fac o bună politică externă, da? Păi în contextul în care toate lucrurile astea, da? Tu vrei să schimbi legea ca să-l scapi pe Dragnea, vrei să schimbi legea ca să scapi toată clica politică a PSD-ului și pe aia care au furat, vrei să schimbi legea ca să schimbi procurorii să-i pui la comandă politică și judecătorii și așa mai departe, da? Păi fără îndoială, oamenii aia care la ei acasă au ajuns la un moment dat la un nivel, la care există și corupție, există și probleme. Dar justiția funcționează. Sunt depistați, care sunt depistați, sunt condamnați, nu există lucruri de genul ăla. Ea nu pot tolera acest gen de conduită. Ea când aud că nu te poți angaja ca femeie de servici la primăria din Bacău, dacă nu ai adeverință de la Benea, da? Ea spun, bă, dar ați nebunit, voi vreți să intrați în Schengen? Ce vreți să importăm de la voi pe treaba asta? Importăm corupție? Singura noastră formă de presiune la adresa voastră, în afară de a vă tăia fondurile, e că nu vă primim în Schengen și că vă ținem MCV-ul, da? Adică voi ne puneți pe noi să ridicăm MCV-ul și să vă lăsăm veniți în Schengen, da? Să faceți după aia ce fac ungurii și polonezii care sunt în Schengen și uite ce fac, că au trebuit acum să activeze articolul 7 și așa. Bă, ne-am prins de la polonești la unguri și pe voi nu vă lăsăm să ajungeți până acolo. Rezolvați-vă aceste probleme. Dumneavoastră credeți că eu mă simt bine în momentul în care mă duc într-un aeroport și văd Schengen și non-Schengen? Da. Nu mă simt bine. Sau când mă duc într-o frontieră și văd treaba asta. Dar înțeleg că e o problemă care înseamnă că nici eu n-am făcut chiar tot ce trebuia să fac. Sau poate n-am făcut bine. Că dacă făceam mai bine, poate contribuiam mai mult, da? Și înțeleg că e o formă firească de reacție a celor care nu înțeleg ce e la noi și se pare că nu e în regulă. Că suntem într-o societate, într-un club. Da? Eram într-o emisiune recent cu o doamnă care nu înțelegea, bă, dar spune și mie, de ce Partidul Național Liberal e mai important decât altele? Și, mă, femeie, îți explic foarte simplu, da? Văzând că nu înțelege, i-am explicat și am, mă, femeie, uite care-i povestea. Vezi tu, în momentul în care într-o localitate, da, se organizează, da, o petrecere, o câmpenească într-o comună, da? Dacă te vei duce ca observator acolo, vei vedea că oamenii vor sta la zona respectivă într-o anumită aranjare. Adică oamenii de frunte din sat se așează la o masă. Da? După care alții, pe diverse criterii, iar aia care sunt mai puțin respectați din motive imputabile lor, fără îndoială, da? Sunt undeva la periferia
câmpenești organizate, da? Adică nu vor sta la masă cu primarul, nu vor sta la masă cu șeful de post, cu învățătorul, cu preotul din sat și așa mai departe, da? Și cu cel mai important om de afaceri din comună. Da? Nu vor sta nici la a doua masă la care sunt încă trei oameni care au câte un butic, secretarul primăriei și nu știu mai cine. Nu vor sta undeva la margi, la periferia asta. Ei, cam asta e problema și în Parlamentul European. Da? Adică Partidul Național Liberal stă la masa Partidului Popular European, care e partidul numărul 1 în Europa, care dă președintele și care face și desface, în vreme ce Partidul Social Democrat, iată, astăzi n-a fost invitat la reuniunea PSE-ului. Da? Deci astăzi Dragnea s-a dus la ea să facă meeting, nu s-a dus nici el, nici Dăncilă, la întâlnirea, la reuniunea PSE-ului. Da? Aceeași persoană este Tericianu, că Verstappen a anunțat că desfințează ALDE și că înființează un nou grup cu Macron, da? Și el va rămâne pe din afară, să face acolo USR-ul și vom avea la guvernare două partide renegate din propriul lor familii politice, care ne vând gogoși că ei la Bruxelles o să facă ceva pentru noi. Păi ce să facă ei pentru noi, da? Eu stau și mă gândesc la modul următor, mă uit la doamna Dăncilă, da? Și mi închipui ce putea doamna Dăncilă, da, să facă acolo. Stau și o compar cu Siegfried Mureșan, da, care e purtătorul de cuvânt al Partidului Popular European. Stau și o compar cu Adina Vălean, care a rezolvat problema cu roaming-ul, da, datorită căreia, da, vorbim la telefon cu Grecia, cu Spania, cu Italia, la același ăsta, da. Stau și o compar cu Marijan Marinescu, da, care în două mandate a făcut o sumedenie de lucruri și e unul dintre cei mai activi parlamentari. Încerc să o compar cu Buda, încerc să o compar cu, nu știu, deci o urmează chestie, da? Nu încercați. Bun, bine, adică, dar încerc să fac o comparație, da? Nu-i cazul să... Ok, e una să te cheme Blaga, să te duci la treaba asta, să te duci la Juncker sau să te duci la Dol, să te bați cu el pe burtă, pentru că sunteți colegi de format, familie politică de 13 ani de zile, da? Că ăla a venit în România cu 5 ani, 8 ani, 10 ani și s-a întâlnit cu Blaga. E una să te cheme Hava, ești primarul unui mare municipiu, municipiul Unirii și așa mai departe, unde a venit lumea, au venit oficiali europeni și așa mai departe, au văzut că ai atras fonduri, că ai făcut diverse lucruri, că presa scrie bine de tine. E una să te cheme Dan Motreanu, da? Să vii cu un anumit tip de imagine din Partidul Național Liberal, să fii de la început Partidul Național Liberal, să pornești de la tineret, să fii cel mai tânăr secretar de stat și cel mai tânăr ministru al agriculturii, da? După care să fii parlamentar, da? Să fii în momentul față în situația fericită că justiția te-a găsit nevinovat după ce ai făcut pasul în spate și te duci acolo și spui, bă, eu când am avut o problemă, spre deosebire de Dragnea, bă, eu Dan Motreanu, eu Vasile Blaga, da? Nu am vrut să schimbăm legea. Nu ne-a trecut prin cap, bă, hai să schimbăm legea ca să scăpăm. Nu, am făcut pasul în spate, ne-am dus la tribunal, la procuror, la tribunal, dom'le, când ni s-a spus că s-a constatat că nu se adeveresc acuzațiile parchetului, am revenit în politică și iată ne-am venit să vă cer votul, da? Deci penal nu sunt. Nu știu dacă sunt bun, voi apreciați, da? Sunt curat. N-am furat, n-am făcut absolut nimic, da? Ei, oamenii ăștia, ducându-se acolo, oamenii ăștia nu doar că pot bate la ușă, că la ușă bate oricine, da? Li se deschide ușa, sunt invitați la masă, da? Adică sunt rude de bună calitate. Și e normal să spui, bă, mai vreau ceva pentru România, că acolo e o negociere, da? Bun, și eu mă întreb, bă, stai puțin, dacă totul să aveți 5-6, de ce vreți mai mulți? Păi, mă, vreau mai mulți. Pentru că dacă Partidul Popular European, partidul care câștigă alegerile și așa spune treaba asta, important pentru mine este ca în Partidul Popular European ponderea mea să fie mare. E una să am 6 europarlamentari, alta e să am 10. Că dacă am 9-10, am un vicepreședinte, am un vicepreședintele Parlamentul European, da? Pe care scrie România, care conduce ședințe, care coordonează comisii. Da? Am un președintele comisie. Știți că singurul președintele comisie de când e Parlamentul European din România a fost Adina Vălean? Nu, că nu se vorbește în România. Știu românii, de exemplu, că Adina Vălean este considerat ca al patrulea, cel mai eficient și cel mai influent europarlamentar din Parlamentul European. Adina Vălean? Nu, este singurul român care e șef de comisie. Da? Păi nu știm, face parte din Partidul Național Liberal. Da? Și Partidul Național Liberal are sarcina, sigur, să comunice cât mai mult aceste lucruri. Uitați, eu nu am știut problemele astea despre doamna Alina Vălean. Dar s-a publicat acum clasamentul cu cei mai influenți pe ultimii 5 ani, da? Partidul Național Liberal, mai ales acum în campanie, mă așteptam, domnul senator, să-i conștientizeze pe români. PSD-ul promite în alegerile europarlamentare, s-au angajat și au nominalizat comisar, sigur, pe doamna Rovana Plumb. Dar ce va putea face Partidul Social Democrat când efectiv a fost dat afară din grupul
european, sigur, al Partidului, sigur, Social-Democrat. Ce va putea face ALDE, care la fel a fost mătrășit din ALDE Europa? Iar comunicatorii, că spuneam, și credeți-mă pe cuvânt, știți că noi am mai avut multe discuții contradictorii. Acum, nu, chiar nu vreau să parcă vă aduc... dar asta este realitatea. Sunteți unul din cei mai buni comunicatori și Partidul Național Liberal ar mai avea nevoie încă de cel puțin 20 de ani. Să vedeți, vezi că lucrurile se schimbă. A fost o perioadă tulbure pentru Partidul Național Liberal. Da? Asta am spus-o și am spus-o cu toată bună credința. N-am spus-o altfel. A făcut multe greșeli Partidul Național Liberal. Da? Și epoca a fost extrem de tulbure. Da? După ce s-a terminat cu această bicefalie, după ce s-a terminat cu această... Nu s-a terminat 100%. Să nu ne abăgim. Da, da, s-a terminat în mare proporție. Adică astăzi nu mai e vânătoare între cele două vechi componente. Astăzi nu mai este acea problemă. Au reușit totuși, da, să au se reușit șlefuiască, să ajungă la un viitor comun încetul, da, cu încetul. Bun, în momentul ăsta se poate construi. Da? Avem o echipă foarte bună. N-am vorbit de Rareș Bogdan. Au fost foarte mulți care zic, bă, stai puțin, l-a salut pe Rare, nu știu mai ce, că erați morți. Nu, nu eram morți. Rareș Bogdan e un cetățean care... Înainte de toate a mai fost membru al Partidului Național Liberal, ne trebuie să intre în presă. Dar nu e o... Nu, înainte de toate. Păi nu, dar s-a discutat extrem de mult. Da? Bun. Rareș Bogdan a venit și a adus în Partidul Național Liberal ceva ce nouă ne cam lipsea. Pentru că în vreme ce... Deci noi aveam două componente. Aveam o componentă care nu tăiase lefuri și una care tăiase. O componentă care făcuse alianță cu PSD-ul, instituționată. A doua care făcuse, dar îi se iertase. Pentru că hai să ne amintim, și PDL-ul a condus în 2008-2009 cu PSD-ul. Să nu ne ascundem de povestea asta. Da, dar multă lume a uitat. Bun, fără să aibă USL, au avut alianța. A fost cu guvernul, primul guvern de după alegeri. Și atunci, Rareș Bogdan venea cu un anumit tip de verticalitate, cu anumite zone de talibanism care era așteptat pe dreapta, da? Ca o reacție undeva la faptul că foarte mulți din oamenii noștri ziceau, bă frate, voi nu sunteți în stare, voi sunteți prea useliști și așa mai departe. N-aveți în partid, n-aveți pe listă oameni care să ne confirme nouă, să ne dea garanții că nu faceți un USL 3. Corect. Și asta era problema, da? Și atunci îți trebuia să aduci pe cineva. Bun. Ce să faci? Pe cine să aduci? Pe oricine luai din PNL, da? Trăise epoca respectivă din cei care erau la vârf, da? Din PDL era aceeași situație, da? Prinseseră coabitarea din 2008-2009, da? Și atunci Orban a fost un băiat înțelept când a zis, bă frate, vreau pe locul întâi să vin eu cu o propunere. Vin din mediul universitar, în afara politicii, domnule, și l-a dus pe Rareș. Pentru că Rareș vine din... a fost cândva liberal. Practic a fost la PAC și prin PAC a ajuns în Partidul Național Liberal. Vine din zona de media, da? Vine într-o zonă de media unde... a fost un jurnalist reprezentativ și a fost reprezentativ ca jurnalist partizan antipesedist. Pentru că una peste alta, emisiunea lui Rareș a fost un pamflet la adresa PSD-ului. N-are rost să ne... N-a fost vreun simpozion despre nu știu mai ce. Nu, a fost practic un... deci o suriță îndreptată direct spre guvernarea PSD. PSD, da? Bun, corect. Și asta pe el l-a legitimat ca fiind un antepesedist complet și pe undeva garanția faptului că în fruntea listei este unul care nu va face blaturi cu PSD-ul, da? Această aducere Rareș ne-a întărit, ne-a fixat electoral niște câteva procente de oameni care se gândeau USR, PNL, da? Rareș i-a fixat, iar prestația lui în campanie... privită din perspectiva omului care se uită la mulțimi și face comparații, este foarte bună. O să-l avem mâine la Bacău, da? O să avem la ora 14 o întâlnire la Teatrul de Vară. 13:30, da, bine, 13:30 prezența, așa, la Teatrul de Vară. După care, probabil că o să dăm o fugă până la Onești, să facem o pietonală, ne mai învârtim puțin prin zona asta. Deci o să-l vadă și Băcăuanii pe Spitzer, candidatul nostru, la treabă, în echipă, vine și Gheorghe Flutur, vine și Vasile Blaga, vine și Țurcanu. Deci o să fie o delegație mai serioasă. Pe mine nu poate decât să mă bucure faptul că încetul cu încetul se ajunge în sfârșit la o formulă cât mai bună ca liberalii să-și revină. Atât pe plan național,
dar mai ales vorbind în particular pe plan local. Eu îmi doresc, eu, mulți ne dorim ca Partidul Național Liberal să revină din nou în prim planul politic, în primul rând locale, pentru că noi suntem băcămani și normal, asta și ne asta interesează. Contează cel mai mult. Și mi-ar place să cred că odată și odată aceste orgolii nemăsurate și ambiții ale unor politicieni care încă mai domină scena politicii locale să înceteze. Pentru că noi oamenii vrem să fim guvernați, să fim administrați de niște oameni profesioniști care să facă ceva pentru noi și avem așteptări. Dar... Pe Bălan, avem. Hai să o luăm așa. La Comănești le avem pe Viorel Miron, da? Da, nu. Cred că e un primar despre care, faptul că alege lumea de 4 mandate, nu e problemă. Bun, da. Venim mai încoace. La Măgirești, da, îl avem pe Ionică Câdă, da? 4 mandate, treabă extraordinară, fonduri europene atrase, activități culturale, omul e un iubitor de românism, de diverse lucruri, are o casă de acest gen, da? Unde vezi o carte scrisă de un băcăoan, fie că e din municipiu, fie că e de acolo. Da. Mergem mai departe. Mergem la Zemeș, da? La Zemeș îl avem pe Răzvan Tudosă, da? Da, nou, da. Un da. Băiat bun, iubit în comunitate, toate Munești frumoase. Mergem la Pârjol, Vasile Lupu, la primul mandat. Da, ce face omul ăla acolo e de... Nu, s-a apucat să asfalteze, să modernizeze. Vine din privat, da? Dar primul mandat, da? Îl iubește lumea, toate Munești frumoase. La Sălnic Moldova, îl avem pe Gigi, da? Da, da, domnul Gigi a fost văzut la niște adunări ALDE. Da. Da, o să ajungem și la treaba asta, o să vă explic și de Gigi și de alții în contextul ăsta. Da, la Traian îl avem pe Sorin Gherghelucă, care din nou nu cred că are nevoie de prezentare. Un primar harnic, un primar iubit în comunitate. La Orbeni, Costache Popa, da? La Hemeiuș Sava, la Cleja Petru Iștoc, la și la Bucoci, domnul Petru Iștoc a mai fost și el văzut pe la PSD, la Cașin Daniel Soroiu, la Ițești Norocel Ciobotaru, fratele deputatului, da, Ciobotaru, da, da. Da? La Măgura Iordache Costraș, la Târgu Troctuș Adi Forcoș, la Pârgălești Victoria Iulișca. Nu știu dacă am ratat pe cineva, bun. Și o să vă explic. Sunt 24 cu totul, da? Unii au proiecte depuse, alții urmează să depună, alții au proiecte în curs de finalizare. Da, bun. Au vrut să li se dea bani. N-aveau țidulă de PSD, n-aveau țidulă de ALDE. N-aveau, da? Și atunci, în toată nebunia asta, s-a declanșat rebulia. Bă, dacă veniți la noi, vă dăm noi bani, da? Dom'le, ăla e primar, da? Nu-l doare piciorul, nici stângul, nici dreptul să se prezinte la o acțiune făcută de Tăricianu, de exemplu, da? Care a fost cândva președintele Partidului Național Liberal, da? Și care multe construcții a fost văzut ca cel care va arunca peste de o opoziție și ne va ajuta să scăpăm de ei, da? Și asta trebuie să o aveți în vedere, da? Putem discuta. Dacă corespunde acest tip de conduită percepției mele despre cum trebuie să fie un om politic sau percepției noastră. Dar trebuie să spunem de la realitate. Realitatea este că primarul, în mod pragmatic, este primar. El decontează obiective. Dacă pentru a deconta un obiectiv îi mai trebuie 5 milioane de lei sau 3 milioane de lei pe care îi dă ALDE pe mecanismul decizional din zona respectivă, nu cred că îl va doare gura să zică, bă frate, vă ajut nu știu unde. Da. Le-am spus-o la mulți. Hai să vedem 2020. Să vedem din aia despre care mi-a spus că pleacă, că-ți pleacă. Eu am făcut și niște pariuri, da? Eu am făcut și niște pariuri, da? Hai să vedem că-ți pleacă. Că eu am văzut multe din astea când sunt în politică, da? Am văzut multe, da? Și am discutat cu un primar care mi-a zis, bă, domn Hrenechiu, dă-mi brema ta 5 milioane de lei și pe cuvântul meu de onoare, că nu mai fac bre nicio chestie de genul ăsta. Bre, dacă voi nu sunt înțeles să-mi dați, eu trebuie să-mi termin obiectivele.
Și dacă pentru treaba asta trebuie să duc la trei demonstrații, nu știu ce, mă duc la trei demonstrații. Nu este genul de abordare care pe mine să mă liniștească. Pentru că nici eu nu pot avea, certitudinea că în spatele acestei chestiuni nu este deja o înțelegere făcută și eu stau ca fraierul, așteptând ca la anul, da, să-l am pe om acolo, să constat că la alegerile de acum, în comuna aia iau 15%, la prezidențiale iau 17%, da? Și după aia să constat că încrederea mea nețărmurită a fost umbrită de faptul că mie mi-a spus una și, în esență, el a făcut ceea ce era vizibil. Și nu chestia aia a fost o treabă pe care a mascat-o spându-mi mie că a făcut-o pentru, da? Deci, din punctul ăsta de vedere, e adevărat că și eu am îndoială. Și ăsta e motivul pentru care prefer abordările cât se poate de clare, da? De-aia îl plac foarte mult pe Câdă, de-aia îl plac pe primarul din Pârjol, da? Pentru că sunt extrem de direct și spun, nu, tată, nu ne trebuie, da? Da, este ok ce spuneți dumneavoastră, dar, acum, normal, un primar, înainte de a fi om politic, este administratorul comunității, da? Sigur. Cum ați spus dumneavoastră, nu este nicio problemă dacă eu, pentru a obține o finanțare de 1 milion, 2, 3, 4, 5, pentru a-mi finaliza un obiectiv pe care eu l-am promis oamenilor, mă duc la o adunare sau spun din gură, da, domnule, nu ar fi nicio problemă atâta timp cât văd și obiectivul ăla finalizat, dar sunt primari care umblă pe la diverse partide. Avem și noi vreo 3-4. Așa, motivația că, domnule, eu, dar nici obiective nu vedem realizate. Nu, vreau să spun, adică, eu am sunat unul din primarii care a fost la manifestarea lui Tăriceanu și mi-a zis, bă, domnul Fenechiu, în urmă cu 11 ani de zile când am avut inundații, l-am sunat, mi-a alocat niște sume să-mi consolidez malul, să-mi rezolv problema. M-am dus și i-am spus că nu vin la el. Dar pentru că am venit aici, n-am urcat pe scenă. Am fost acolo, m-au văzut. Da? L-am salutat, i-am urat succes în activitatea politică, în viață, sănătate, toate bune și frate, și i-am zis că nu duc la el. Bă, zic, te-aș să te cred? Ce doamnă că nici eu. Dacă vroiam, urcam pe scenă. Da? N-am urcat pe scenă pentru că ți-am spus de ce am venit. Și să mai spun un lucru. Dacă mai vine, mai mă duc o dată și mă invită. Și primarul despre care dumneavoastră faceți vorbire era primar atunci, în 2007? Probabil că se referea la inundațiile din 2007, că atunci, probabil pe undeva, pe Valea Trotoșului, pe unde? Da, era primar în... cred că era primar în 2007. E primar sau viceprimar sau... nu știu, era... Cred că viceprimar. Da, nu știu. În fine, deci asta da, mi-a spus. Da. Deci atunci, 2007-2008, nu știu, da? Deci perioada aia, da? Da. Eu... Da, credeți-mă, eu am verificat și așa sau lucrurile. Da, nevrând să divulg despre cine e vorba, las așa, dar Mi-am dat seama. Eu nu pot să mă bucur sincer pentru că găsesc în dumneavoastră acel tip de om care, pe lângă faptul că dețineți o artă a comunicării extraordinară, probabil și meseria de avocat, vă avantajează, dar sunteți și un politician flexibil și mai mult decât atât dați formă dialogului exact așa cum ar trebui, fără ascunzișuri și ocolișuri, direct. Tocmai din acest lucru aș vrea să mai abordăm o problemă. Spuneți. Domnul senator, în data de 7 mai, Comisia Juridică a Senatului României a avizat favorabil 3 candidaturi pentru Curtea Constituțională a României. Este vorba de Cristian Deliorga, susținut de Partidul Social Democrat, este vorba de Mircea Daraban, susținut de USR, și este vorba de domnul senator Daniel Fenechiu, susținut de PNL. Așa este. Deci urmează ca plenul Senatului... S-a și pronunțat. Când? Tot marți. Îmi fac mea culpa. Nu, a fost comisia juridică la ora 10, s-a terminat la 11:30, la ora 12 s-a convocat plenul. Întâi a fost o lege de modificare a legii Curții Constituționale respinsă, adică, mă rog, n-a întrunit numărul de voturi, el fiind organic avea și nevoie de 69 voturi, s-a trecut la vot. A fost un vot cu buletine de vot, da? N-a fost ca la Camera Deputaților cu audierea candidaților în plen, pentru că nu s-a dorit acest lucru.
A avut loc votarea, a câștigat conform regulii firești a aritmeticii politice Deli Iorga, care a obținut 70 de voturi. Eu am primit 26 de voturi și candidatul USR 10 sau 11 voturi. Rezultatul a fost previzibil, da? Surpriza era dacă lucrurile arătau altfel. N-ar fost exclus ca lucrurile să arate altfel, însă în acest moment și în acest context extrem de încrâncenat, la PSD funcționează niște mecanisme de control și de centralizare greu de crezut, în sensul că în momentul când se vota, chiar să vota buletin de vot, erau câte 2-3 și arătau buletinele așa. Cu toate astea am luat vreo 2 voturi la ei și vreo 3 de la ALDE, cu toate astea. PSD-ul are în Senat 72 de senatori. Partenerii lor de la ALDE au 11, 3 raculați de la PNL. Deci 72 cu 11 înseamnă 83. UDMR-ul sunt 8, înseamnă 91. Deci din 91 de voturi, candidatul lor a luat 91 de voturi ipotetice, că nu au fost cei chiar toți, a luat 70. Noi la PNL suntem 25 de senatori, au fost prezenți mai puțini, pentru că era în campanie electorală. Noi nu am făcut demersul să-i aducem, pentru că cei care aveau în momentul respectiv niște acțiuni, mă refer la meeting-ul de la Suceava, de exemplu, unde au fost cei care erau în nord, da? Mă refer la încă o acțiune care a fost pe vestul țării. Știam că nu va fi nevoie chiar de fiecare vot și n-am făcut instanța asta. Am obținut pe lângă voturile Partidului Național Liberal 2 voturi la ALDE, am obținut cele 3 voturi la Partidului Mișcarea Populară, da? Și un lucru foarte frumos, am obținut o prezentare extrem de frumoasă de la fostul avocat al poporului, profesorul Gheorghe Iancu, care și el și-a depus candidatura și a fost respinsă, care extrem de furios a intrat la televizor, a spus în 2 emisiuni, așa, bă, terminați cu prostia, cu masacrul la care l-ați făcut acolo, cu Deli Iorga și cu Stan, că FNIQ știe mai multă carte decât aia doi împreună. Deci, și asta a fost o chestie, a fost o chestie extrem de interesantă. Nimeni nu l-a întrebat de mine, da? L-a întrebat ce părere de Deli Iorga și de aia. Și nu s-a hotărât să le spună, bă, terminați cu prostii. El a fost o mascaradă, da? FNQ știe mai multă carte decât ai doi împreună, pentru că printre altele a fost studentul meu. Mie mi-a fost profesor, da? Bun, deci, din păcate, selectarea oamenilor pentru teme continuă. Am zis de selecție politică, pentru că selecția este politică, da? Dar nu știu ce aș putea să spun, de exemplu, dacă PSD-ul îmi venea cu, dacă vrea judecători, dacă îmi venea cu profesorul Bârsan și cu un judecător pensionar care este avocat astăzi, Dan Lupașcu, de exemplu, da? Despre care se știe că au filozofii de stânga, despre care se știe că au simpatii de stânga. Care sunt profesioniști. Care sunt profesioniști. Da. Adică care, pe lângă simpatie și acel 5% din fotbal, nu-și bat joc de profesia lor, da? Dacă îmi veneau cu un profesor universitar, da? Până în funcțiune, unul tânăr, da? Care să fie de civil, de constituțional, de financiar, da? Dacă îmi veneau cu un avocat, da? Din avocații care ar putea să, nu știu, să fie simpatizantul lor. Dar să fie un jurist care să nu gândească soluția din perspectiva culorii politice. Pentru că eu, de exemplu, dacă ajungeam judecător la curte, nu vă imaginați că PNL-ul ar fi avut în mine un partener. Că eu nu cred că poate exista un parteneriat între un normal judecător și un partid. Bă, dacă ai avut încredere să mă trimiți acolo, înseamnă că trebuie să ai încredere că te-aș judeca corect. Iar dacă nu-ți dau dreptate, înseamnă că în opinia mea n-ai avut. Mă, eu nu sunt Dumnezeu. Poate mai pot și eu greși. Da, cred că m-ai numit acolo ca să judec, nu pentru faptul că cererea e galbenă sau cererea e roșie, ci pe coliziunea cu Constituția, da? Pentru că cel de la Curtea Constituțională este gardianul respectării Constituției. Ai dictat o lege care se bate cu Constituția? Spui, bă, stop, uite, nu te lasă Constituția.
Pe de altă parte, sunt foarte împotriva ce fac ăștia astăzi, da? Pentru că treaba Curții Constituționale nu e să legifereze, nu e să mă omoare cu norme de interpretare, nu e să-mi rescrie Constituția, nu e să-mi spună, bă, legea asta nu-i bună așa, reformulează-o altfel. Nu! Legea Curții Constituționale și prevederea constituțională mă obligă pe mine să spun că legea e neconstituțională și să spun de ce. Mă, dacă tu vrei să te pui în raport de textul constituțional, te apuci și o reedictezi. Și ți-o dau acasă până te învăț să faci lucruri neconstituționale. Da? Asta înseamnă în esență judecător de curte constituțională. Deci, cum spunea fostul președinte, radieră, nu ne apucăm să scriem. Aveți un stil de a anticipa întrebările, mă lăsați așa perplex, pentru că eu chiar imediat vroiam să vă pun întrebarea ca specialist acum. Cine ne apără pe noi de Curtea Constituțională? Pentru că iau exemplu din vara lui anului trecut. Vis-a-vis de demiterea doamnei Laura Codruța Kövesi, Curtea Constituțională s-a pronunțat ca un executor judecătoresc. Adică nu numai că a dat dreptate ministrul de justiție, dar culmea, ceea ce nu s-a așteptat. Eu nu sunt jurist de profesie, vă spun. Curtea Constituțională, care, cum bine ați spus, ea trebuie să se pronunțe pe legalitate, a dat termen. Deci, s-a întâmplat vreodată? De asta, pe noi cine ne apără de această curte? De aici sunt două întrebări și e nevoie de două răspunsuri. Vedeți, dumneavoastră, există două feluri în care poți să judeci ca judecător. Și eu asta o știu ca avocat. Nu știu din politică. Deci eu știu ca avocat. În politică am regăsit-o la curte. În special în ultima perioadă. Deci ca judecător, când ai dosarul cauzei în față, poți să judeci la modul cum ar trebui să judeci. Adică să asculți părțile, să-ți notezi, să-ți faci ecuația balanței și la finalul prezentării probatorilor, după concluzii, să analizezi și să dai o soluție. Există și a doua variantă. Varianta în care eu trebuie să vă dau dreptate dumneavoastră și indiferent ce ar spune celălalt, da, eu conduc dosarul ca să vă dau dreptate dumneavoastră. Da? Bun, cam asta se întâmplă la curte astăzi. Pentru că acolo există o majoritate PSD, UDMR, în general, da, chiar dacă ne-au admis nouă jumătate din sesizările și excepțiile invocate era fața chiar curții, culmea că erau... Nu, chiar dacă ne-au admis, culmea. Da, și-au bătut joc de Constituție și de treaba lor în câteva situații extrem de importante. Odată a fost cazul cu Kövesi și a doua situație a fost cu codurile când, mă rog, ne-au ras pe niște lucruri. A treia situație a fost cu completele de 5, da? Da. Bun. Și o să vă explic. Cu Kövesi, de exemplu, care mi se pare foarte importantă. Dom'le, președintele României este șeful statului, da? Este omul care e ales de cel mai mare număr de cetățeni cu drept de vot, da? Întotdeauna președintele a avut participare mai mare la vot decât parlamentarele și președintele are mai multe voturi decât toată coaliția aflată la guvernare, da? Ca șef al statului, cum care numește judecătorii, procurorii și așa mai departe, da? Cum care are atribuțiile executive, da? Nu-ți trebuie multă minte dacă judeci corect să nu poți să-ți imaginezi că președintele ar putea fi secretarul ministrului politic al justiției. Da? Deci din capul locului, da, tu trebuie să îți dai seama că așa ceva nu se poate. Ei bine, ei când au pornit judecata, au pornit-o cum v-am spus eu, să vă dau toate dumneavoastră, da? Cum putem să-l facem pe președinte să facă ce vrea ministrul justiției, da? Și au găsit textul ăla că procurorii sunt sub autoritatea ministrului justiției, da? Și fiind sub autoritatea ministrului public, ministrului da, public, da? Da. Fiind asta, au ajuns la concluzia, bă, dacă sub autoritatea face orice, da? E, problema e alta. Chiar dacă admitem, cum e corect, că sunt sub autoritatea ministrului public, domne, peste ministrul public e președintele României. Adică ministrul public poate să propună, dar președintele dispune, poate spune da, poate spune ba. Ei, nu, eu au luat-o unidirecțional, că președintele trebuie să spună da. Au lăsat și o portiță, așa e la noi în România. Au spus că ar fi putut președintele să refuze,
dacă s-ar fi întemeiat pe motive de legalitate, nu pe probleme de oportunitate, da? Dar că președintele a spus nu, că nu vreau eu. N-a venit cu motive de legalitate. Iar faptul că nu vrea el e motiv de oportunitate. Asta a fost filozofia acestei spețe. Doamna Chioveși s-a dus la CEDO, invocând faptul că domnia sa și-a pierdut funcția urmarea unui proces la care ea n-a participat. Și că i-a fost încălcat dreptul la un proces echitabil, că soarta ei s-a decis într-o speță în care ea n-a fost parte. Corect. Și vedem ce se întâmplă. Bun. Bine, acum aici sunt două lucruri. Pe de o parte, m-ați întrebat cine ne apără de Curtea Constituțională. Păi nu ne apără nimeni. Pe de altă parte, e discutabil dacă ar fi bine să ne apere sau nu. Pentru că sunt câteva instanțe judecătorești din România, câteva curți de apel, care s-au adresat la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, la Cluj, în care au întrebat dacă sunt obligate să respecte deciziile Curții Constituționale din România. Sunt câteva întrebări prealabile. Există o procedură europeană pe care fiecare stat membru poate să o utilizeze, s-au adresat acolo. Eu mă gândesc cu îngrijorare. Dacă răspunsul va fi că pot să ignor hotărârea Curții Constituționale, cum va arăta contenciosul constituțional în România? Stau și mă întreb. Nu. Da, nu. Dar nimeni nu spune să ignori sau să nu iei în considerație o decizie a curții. Eu ca simplu cetățean cred că problema pleacă din rădăcină. Modul cum sunt desemnați cei 9 judecători, 9 parcă, nu? Da, 9. Cei 9 judecători. Din 3 în 3 în câte 3. Deci aici este o problemă. De ce forma asta de denumire a celor 9 judecători, de ce este indisolubil legată de politic? Păi existau 3 mecanisme. Există mecanismul politic, mecanismul apolitic și mecanismul mixt. În Franța, de exemplu, Consiliul Constituțional este format din foștii președinți ai Republicii plus unii care sunt numiți. Da? Există state unde ei sunt, cum este Statele Unite, de exemplu, unde Curtea Constituțională, atribuțiile curții sunt jucate de Curtea de Supremă, Curtea Supremă de Justiție a lor. Deci Curtea lor Supremă. Și la noi a fost o discuție dacă să nu transfere atribuțiile Curții Constituționale la în alta curte de casație justiție. Nu știu dacă e bine sau e rău. În ultimă instanță, eu nu cred, și aici vorbesc toată sinceritatea, nu cred că cel mai greu lucru, nasol lucru este că oamenii ăștia sunt desemnați pe criteriu politic. Nu. Cel mai nasol lucru este că la noi partidele politice, da, din păcate, nu sunt partide politice. Da? Și mă refer aici în special la PSD și la ALDE. Sunt niște structuri care sunt conduse, da, de niște grupuri cu interese, da, în zona interlopă, în zona infracțiunii. Și că menirea lor principală nu este să facă politică, nu este să guverneze, ci menirea lor este, pe de o parte, cum să fure, pe de altă parte, cum să se scape între ei de rigorile legii, da? Cum să modifice legi pe treaba asta. Ori în contextul în care scopul lor e pe de o parte să fure, să jefuiască, să căpătuiască și pe de altă parte să se salveze pentru ce au făcut și pentru ce urmează să facă, e cât se poate declar că noi nu avem acolo, la nivelul celor două partide, două conduceri care să urmărească niște scopuri democratice. Pentru că în ultimă instanță, dumneavoastră puteți fi de dreapta, eu de stânga sau invers, da? Numiți fiecare de către partidul nostru undeva. Eu cred că amândoi, dacă ne uităm la ăla care sparge geamul și fură, da, ăla se numește hoț. Corect. Și cred că și din roșu și din galben, da, va trebui să-l condamnăm, da? Poate că cel de stânga aici, bă, nu-i dăm 8 ani, că eu sunt mai socialist, îi dăm 6. Și eu spun 8 să facem media 7, da? Da, asupra faptului că îl condamnăm, că se duce la pușcărie, nu există niciun dubiu. Ori noi acum am ajuns într-o situație, da, în care două partide politice extrem de importante, da, de 2 ani de zile, 2 ani jumătate, au un simplu obiectiv, să-l scape pe Dragnea de pușcărie, să-l scape de pușcărie pe Vâlcov, să-l rezolve pe Călin Popescu-Tăricianu, care și el a avut niște probleme și mai are în continuare, da? Nu i s-a permis ridicarea imunității, da? Deci, păi, eu vă întreb speriat de ideea că în ritmul ăsta ne putem aștepta să avem într-o bună zi judecător la Curtea Constituțională pe Nicolicea sau pe Iordache, domnul. N-au vechimea necesară. N-au vechimea necesară. A, deci este și un... Da, 18 ani, da. Of. Sunt 18 ani. Sunt 18 ani. Mi-a dat-o niște... Deci chiar discutam cu niște amici. Băi, fraților,
Voi vă dați seama dacă îl avem eu pe Iordache. Nicolicea până în 2023 face 18 ani de zile și Iordache în 2021, cred. Deci nici viitor. Dar nu sunt departe. Nu sunt departe, da. Deci... E, nu, stați, nu. Deci eu vă spun că cu PSD-ul se termină, credeți-mă. Deci eu nu sunt un tip înfiorător de optimist, dar văd cum se mișcă lumea, da? S-a cam terminat. Păi asta era și întrebarea emisiunii noastre România încotro. Și noi am discutat și e bine că am discutat și poate vom mai discuta. Pentru că oricum ne apropiem de final. Deci întrebarea emisiunii, tema emisiunii era România încotro. Nu, România se face spre Europa. Parcursul european al României nu poate fi oprit. Nu-l poate opri nimeni. Nici Dragnea, nici PSD-ul, nici Dragnea cu Tăricianu, nici cu DMR-ul. Nu poate fi oprit. Pentru că românul, da, s-a învățat să se ducă la Paris, la Londra, să se ducă în Grecia, da, fără să ceară viză. Românul s-a învățat să beneficieze de servicii europene. Românul s-a învățat să intre pe site-urile instituțiilor europene să vadă dacă se respectă drepturile. Românul s-a învățat cu o sumerenie de lucruri, da? Românul are un apropiat, o rudă, un copil, un văr, un frate printre cei 5 milioane care lucrează afară și care mai trimit în Franța, în Germania, în Italia, în Spania, da? Este racordat la povestea asta. Românul realizează cât se poate de bine că subvenția pentru agricultură de Uniunea Europeană. Românul realizează că lucrurile care se mai fac acum se fac din fonduri europene, da? Deci românul realizează lucrurile respective, da? E adevărat, vine Dragnea și spune: afectarea suveranității, au venit ăia, nu le primesc în Schengen pentru că nu știu mai ce, dublu standard, imperialiștii care ne fură, care ne iau, băncile care ne fac, da? Lucruri care, uneori, țin. Că și băncile sunt uneori lacome, da? Vis-a-vis de taxa pe lăcomie, da? Pentru că uneori și multinaționalele au anumite efecte asupra anumitor întreprinzători locali, care sau mai mici, care nu știu în tot timpul să dezvolte și uneori statul român nu face nimic să-i ajute, da? Și asta e adevărat. Dar nu-i vina multinaționalei, ăla vine să câștige profit. Tu ca stat, fă un set de reguli ca să protejezi tu la mic, da? Și datorită acestor lucruri, lui Dragnea mai merge cât de cât. Însă, în momentul când o să înceapă să apară problemele la toată construcția lui, da? Și când statul să înceapă să scârție, pentru că toată această debandadă și toată această lăfăială a banului public în tot soiul de promisiuni fabuloase, care n-au la bază nici niște calcule de oportunitate, n-au nici o creștere a productivității, n-au nici măcar o sustenabilitate calculată pe un termen, da? Toate lucrurile astea vor începe să scârție. Și în momentul ăla, românii își vor da seama care e situația. Pe de altă parte, electoratul lor este electoratul foarte în vârstă, da? Care se subțiază din motive cât se poate de naturale, iar tinerii sunt extrem de puțin atrași de PSD. Din păcate, nici de PNL nu mai sunt foarte atrași, sunt atrași de USR și noi asta va trebui să ne facem înapoi, da? Deci, din punctul ăsta, eu n-am niciun dubiu că în curând PSD-ul va deveni istorie. Eu îmi doresc ca Partidul Național Liberal să rămână viitor, pentru că el e trecut și e prezent, dar îmi doresc să rămână și viitor. Și sper ca și în Bacău, Partidul Național Liberal să reușească să facă o treabă bună, să obțină un scor bun. Spuneam într-o emisiune, mi se pare că în momentul când a fost, când a venit Cosmin Gușă și a făcut o emisiune cu prefectură, da? Spuneam că la data respectivă spuneam că eu mizam pe un 22-24%, spuneam la momentul respectiv. Acum, în raport de cum văd că se mișcă lucrurile, în raport de ce am discutat cu președintele meu, cu Ionel Paler, sper ca scorul nostru să fie și mai sus, da? Paler îmi spunea că tind despre 30%. Eu nu cunosc chiar atât de bine realitățile, dar vă dați seama că dacă ar fi 30%, aș fi unul din oamenii care, sincer, m-aș bucura. Și dacă după treaba asta am reușit să-l scoatem pe Iohannis încă o dată președinte în decembrie, ca să fim siguri că n-avem vreo ieșire pe nu știu unde, da? Și după aia, la anul în iunie, am scoate primarul Bacăului, da? Eu m-aș bate și la Onești, că și acolo cred că pot. Și la Moinești se poate face treaba, da? Și cred că dacă venim cu oameni care să însemne ceva, cred că dacă venim cu o politică firească și le spunem lucruri simple, da? Cred că avem șanse. La Bacău le-aș spune de insulă. Le-aș spune câți bani am mâncat nemernicul ăsta, câți bani am pierdut din cauza insulei. Le-aș arăta poze, da? Cu cum era Bacău când a preluat el și cum este astăzi. I-aș lua programul electoral și l-aș pune și le-aș arăta că n-a făcut nimic, da?
i-aș arăta toate lucrurile astea Băcăuanului și i-aș pune în contrapondere un om care în viață a făcut ceva, da? Desemnare Partidul Național Liberal, da? Cu o să fie Mihăilă, cu o să fie altcineva, contează mai puțin, da? Cred că viitorul ar putea să fie cât se poate de în regulă. Pentru ca ulterior, la parlamentarele din 2020, da, să obținem un scor care să ne permită să facem un guvern de dreapta, care să punem România pe șină. Că România, în momentul de față, e ușor căzută după șină. Și să plimbă așa cumva pe lângă șine. Încă n-a picat după... Încă n-a deraiat. N-a deraiat pe terasament, dar are un dangaj semnificativ. Deci asta e situația. Eu mă tem de următorul scenariu. Ei au promovat acest populism, aceste măriri fără acoperire, această creștere economică care se lăuda doamna Viorica că a devastat economiile Franței și Germaniei, da. De fapt, e bazată pe consum care nu are niciun fel de sustenabilitate. Eu mă tem că în momentul când românii vor reuși să treacă, să înțeleagă că totuși este o mascaradă și se vor reorienta spre dreapta, se va întâmpla următorul fenomen. Reculul. Și atunci iarăși, cei de dreapta vor trebui să vină să corecteze, să reducă cheltuieli care ei le-au angajat. Okay, fără asta e obligatoriu. Eu răspund că eu mi-am învățat lecția. Și eu am spus-o și o spun. Dom'le, niciun guvern de dreapta nu trebuie să tăie lefurile. Nu. Nici vorbă. Da? Orice variantă de a tăia lefuri este sinucidere politică și este eșecul unui proiect oricât de bun ar fi. Nu. Economia românească și societatea românească, deci un proiect de reașezare, trebuie să vină de data asta cu alte mecanisme. Da? Primul mecanism care să fie trebuie mecanismul redimensionării aparatului public. Da? Redimensionării în sensul alocării de resurse în raport de responsabilități. Domnul Bălan, sunteți primar. Dom'le, aveți o comună cu 3.000 de locuitori. Încasați atâția bani din taxe și impozite. Nu v-a interesat să aduceți societăți, să producă așa. Nu, v-a interesat să cumpărați terenul dumneavoastră, să faceți o afacere, panseluțe, să nu știu mai ce, din astea, panseluțe și alte lucruri. Bun. Ok, păi dacă matale atâta produci la comuna dumneavoastră, eu îți dau buget atât. Dumneata sare în sus, dom'le, am 18 angajați, mi-a dat pentru 9. Nu ți-am dat pentru 9. Ți-am dat atâția bani câți trebuie să-ți dau. Poți să mai angajezi încă 10. Păi atunci va trebui să fac ceva, nu știu, faci. Corect. Același lucru fac instituțiile publice, da? Pe de o parte, da? Pe de altă parte, indexez pensiile, cum spune legea. Nu cum fac ei. Că o fac în septembrie, că vă dau mai mult. Domne, pensionarul nu este cobai. Bă, frate, el știe că în ianuarie îi mărești pensia. Bă, mărește-i pensia cât trebuie, mă. Nu îmi veni cu explicații, că ai venit nu știu când și așa mai departe. Și mai e o problemă. Când îi mărești pensia, ai grijă la inflație. Că dacă ei dat 10 lei și inflația e 200, da? N-am făcut absolut nimic, da? Mi-aduc aminte că am văzut recent o chestiune de genul. La un moment dat, îi spunea o nepoată bunicuței, îi spunea, măi bunico, guvernarea asta este catastrofală. Și bunica îi spunea, nu, că mi-a mărit pensia cu 100 de lei. Domnul drag, mi-a mărit pensia cu 100 de lei. Și la care nepoata îi spune, da bunico, ție ți-a mărit pensia cu 100 de lei. Dar mie, da, îmi scoate din buzunar 300 și urmă 400, da? Dacă facem un calcul că noi pierdem 700, că tot câștigi 100, ți se pare că e o afacere? Corect, da. Da? Ei, probabil că dacă îi rugăm pe tinerii noștri să ducă mai des pe la bătrânilor, da, să facă acest tip de discuție, dacă diaspora se va implica din nou în aceste alegeri, cum s-a implicat în 2014, dacă oamenii Partidului Național Liberal, în primul rând, vor reuși să explice omului cu argumente și cu calmitate. Pentru că omul zice, mă, mi-ai tăiat leapa acut, nu știu câți ani. Da, domne, colegii mei au greșit, da? Nu poți să negi realitatea asta, da? Da, ne-am învățat lecția. Ei, dacă colegii mei vor reuși să explice aceste lucruri, există perspectiva ca oamenii să înțeleagă. Și cu cât mai mulți oameni înțeleg acest lucru, cu cât mai mulți oameni ies la vot și înțeleg că trebuie să voteze și la referendum, trebuie să votez și Partidul Național Liberal, da? Cu atât mai multe șanse are România să iasă mai repede din acest joc. Pentru că
pe lângă miza referendumului ca să-i blocăm să mai facă niște nebunii pe justiție și pe lângă miza europarlamentului, nu există o miză. Un scor prost luat de PSD, adică bun luat de PNL, bun luat de dreapta, bun luat de opoziție, poate să însemne debandadă în PSD și căderea actualului guvern. Din păcate, timpul nu iartă. A fost o discuție agreabilă, domnule senator. Vă mulțumesc încă o dată că ați participat la emisiunea noastră și mi-ar face mare plăcere să ne revedem. Atât cât timpul ne va permite. Doctor Barbu, dacă ne dă bunuțul sănătate, cu tot dragul ne vedem. Dragii mei, deci România, sunt speranțe că se va regăsi. De fapt, drumul este irreversibil și noi nu trebuie să sperăm că vom avea în sfârșit o țară ca afară. Dar pentru asta trebuie să ne implicăm. Trebuie ca în permanență să mergem, să ne alegem cu bună credință și cu bună știință pe cei ce ne vor reprezenta. Din păcate, emisiunea noastră se sfârșește aici. Până la următoare întâlnirea noastră, vă urez toate cele bune. Domnule senator, vă mulțumesc încă o dată că ați dat curs invitației noastre. Dragii mei, o seară plăcută să aveți!